Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Sincer, încă nu m-am hotărât dacă această emisiune să fie de o oră, o oră jumătate sau de trei ore. Am văzut că edilul este supărat, enervat de faptul că aici, la BIT TV, sunt emisiuni în care analizăm temeinic anumite chestiuni care sunt de interes public. E adevărat, pe o distanță de timp mai mare, dar necesară, cuvenită, cum ar veni. Și de asemenea, nici nu știu cum să procedez, așa încât domnul primar să nu mai fie supărat, să-și iese din fire și să aibă acele TikTok-uri la adresa mea. Ați văzut și dumneavoastră o postare recentă de-a dumnealui în care mă face în tot felul, că sunt om rău, că aș fi de rea credință și așa mai departe. Veți vedea și motivele pentru care dumnealui a avut o astfel de intervenție. Dar avem subiecte serioase de discutat, mai ales din ultima ședință a Consiliului Local, despre un regulament, un proiect de regulament privind activitatea aparatului administrativ, proiect care nu a trecut nici de această dată, sunt două încercări ratate, pentru că acest document a venit cu foarte, foarte mult de probleme de legalitate, dar și cu câteva completări, propuneri pentru a fi completate, prevederile din acest regulament, propuneri făcute de către mine în cadrul dezbaterilor pe această temă. Discutăm și despre o propunere. De fapt, a și fost aprobat și anume ca la ștrandul municipal din Pașcani să fie amenajată o terasă, dar discuțiile sunt extrem de interesante, cele care au avut loc pe marginea proiectului, pentru că tariful este mic și acolo au fost deschise o serie de subiecte privind amenajarea și așa mai departe, organizarea de licitații, subiecte foarte bune. Discutăm și despre câteva aspecte consemnate de inspectorii Curții de Conturi în raportul care a fost transmis anul trecut, controlul a fost anul trecut. Unele dintre chestiuni au ajuns, ar fi trebuit să fie rezolvate. Au avut termene, termenele au expirat, dar primăria Pașcani nu le-a rezolvat și sunt chestiuni foarte importante privind modul de gestionare a domeniului public, a resurselor financiare și așa mai departe. Și haideți să aflați și care este poziția primăriei, primarului, nu a primăriei, a politicianului, cu privire la cumasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, adică posibilitatea organizării alegerilor locale mai devreme, în luna iunie, dacă nu greșesc, pe 9 au fost stabilite alegerile europarlamentare și sunt discuții destul de adânci, apăsate, pentru ca cele două alegeri să fie comasate. Sunt negocieri între PSD și PNL pe această temă și, atenție, chiar și pentru o posibilă alianță pe termen lung, pornind de la acest punct. Invitații mei de astăzi, Leonard Ursu, consilier local PSD, bun venit! Bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor! Sorin Olariu, consilier local PMP, bun venit! Bună seara, bine v-am găsit! Au fost invitați să participe la această emisiune și reprezentați din partea PNL, din partea primăriei Pașcan, ca de obicei, niciun răspuns la această invitație. De menționat că domnul Bodașcă nu vine în emisiune cu, nici cu mine, nici cu domnul Dedu, probabil nici cu domnul Ursu, așa că nu-l mai prindeți. Domniile lor, ei de obicei vin singuri să spună ce doresc. Singuri și cu moderator? Da, nu, singuri, adică să nu mai, vină cineva să le spună că mint sau dezinformează. Da? Deci asta... ei își doresc să emită, cum o fac și în conferințele presă, spună orice, încă... Mai avem noroc noi, pășcănenii, că sunteți dumneavoastră în conferința de presă și mai temperați, că la câte spun acolo, câte inexactități, ca să nu le spunem minciuni. A fost precizarea făcută de administratorul public, bine, în emisiune, dar nu cu domnul Olariu și nu cu alți invitați,
Ei, așa sunt bărbați. Am văzut, ați văzut și dumneavoastră aprecierile domnului primar la adresa invitaților de la TV Bit. Da. Deci dumnealui a ajuns să comenteze calitatea invitaților de la TV Bit, de parcă dumnealui ar avea o anumită calitate de a face astfel de aprecieri. Cred că și-a uitat, nu știe pe unde a pus telecomanda. Și cred că s-a blocat televizorul pe BTV. Vă dați seama că emisiunile sunt interesate chiar și pentru ei, da? Ca să glumim puțin. Ideea e în felul următor, că oarecum eu consider că sunt deranjați, pentru că ei în conferințele de presă și în toate mesajele pe TikTok ale domnului primar și pe Facebook, spun doar ce vor ei, da? Și sunt multe inexactități și multe chestiuni de astea inexactități. Luați-le ca expresie de minciună, dacă să nu spunem că mint, că ei nu mint niciodată, mai ales domnul primar, da? Ghilimele de rigoare. Și faptul că noi arătăm care este adevărul, bă, da, seama că îi deranjează și doare în același timp. Nu pot să-și vândă marfa, să zicem așa, știind că e prăfuită, e găurită și mucegăită. Bun, haideți să pornim cu această emisiune. Haideți să discutăm despre terasa, restaurantul sau ce anume urmează să fie amenajat la strandul din Pașcani. Era să spun la lacul Peșorul, dar lacul Peșorul știți și dumneavoastră, este un obiectiv pentru care au fost majorate taxe și impozite locale și acum arată cum arată, nici patinoar, nici spațiu verde, din ce în ce mai sălbatic. Poate cumva va îmbrăca o altă temă în această primăvară sau vară electorală. Revenind, deci la strandul municipal, înainte știți și dumneavoastră, era o terasă cu mici și pere, ea a fost închisă între timp. Acolo au mai fost vândute produse din când în când. În ultima perioadă tot au fost încercări din partea administrației locale pentru a fi scoasă la licitație suprafața respectivă, pentru a fi închiriată. Mulți nu au venit să facă investiții acolo, investiții necesare de altfel, deoarece perioada de închiriere, adică pe timpul verii, pe timpul cât strandul este deschis, este o perioadă mică de timp și cei care ar fi putut să facă investiții nu și-ar fi scos banii. Ei bine, acum primarul a venit cu propunerea ca această suprafață de teren, 180 și ceva de metri pătrați, să fie scoasă la licitație pentru 5 ani, cu perioada de prelungire încă 5 ani de zile, iar prețul de pornire a licitației să fie mai mic decât s-a vorbit până acum, a fost diminuat de la 1650 la 900 și ceva de lei. Proiectul a fost aprobat, dar au fost discuții în legătură cu această poveste. Prețul este mai mic, este prea mic și mai ales ce urmează să fie amenajat acolo. Mie mi-a lăsat impresia că primarul, viceprimarul, cunosc în amănunt cum urmează să fie amenajată terasa respectivă. Pentru că au dat răspunsuri la anumite întrebări puse de către consilieri în legătură cu cale de acces, în legătură cu modul cum urmează să fie organizat comerțul și așa mai departe. Am așa sentimentul că fie ei și-au făcut o planificare care urmează să fie impusă prin caietul de sarcini celor care participă la licitație, fie chiar au fost discuții preliminare cu anumiți agenți economici interesați. Haideți să urmărim știrea privitor la această chestiune și revenim. Dezbaterea prinsă în legislativul local privind amenajarea unei terase închise la strandul municipal. Primarul municipiului a propus un proiect de hotărâre pentru închirierea unei suprafețe de teren de 186 de metri pătrați, nu doar pentru câteva luni de zile pe timp de vară, așa cum a fost până acum, ci pe toată perioada anului, timp de 5 ani de zile, cu posibilitatea de prelungire pe încă 5 ani. Edilul a explicat că au mai fost făcute demersuri similare până acum, dar terenul nu a fost închiriat doar
doar pentru perioada verii din motive de rentabilitate și pentru că suma propusă pentru chiria lunară ar fi fost prea mare. Edilul a mai spus că terasa ar urma să funcționeze și pe timp de iarnă și să deservească nu doar clienții din interiorul ștrandului, ci și clienții din afara ștrandului, din zona respectivă, acolo fiind poligonul auto. Vedere că în incinta ștrandului acolo avem o suprafață disponibilă pentru organizare de activitate, să zicem, comercială și nu am reușit de ani de zile să vină cineva acolo și să funcționeze, ne-am gândit la o variantă optimizată în așa fel încât din cele două loturi să fie un singur lot, să scoatem la licitație pe 5 ani de zile, deci nu doar sezonier. Bineînțeles, am trecut și în hotărârea de Consiliul Local posibilitatea ca accesul la această terasă să fie făcută și din strada stadionului. Adică cel care va veni, va câștiga licitația și va avea acolo o activitate, se poate în perioada iernii să vândă și el ceva, pentru că nu poate să susțină doar pe perioada de vară, dacă cumva în sezonul estival câți oameni vin la ștrand. Dacă are, de exemplu, o zi cu nori sau cu ploaie, nu are clienți. Consilierii din opoziție nu au fost de acord cu propunerea primarului și au cerut mai multe amănunte. Ei au propus amânarea proiectului pentru clarificări. De exemplu, consilierul Leonard Ursu a spus că prețul de licitație propus de primărie este prea mic, de 930 de lei lunar pentru 186 de metri pătrați, după ce a fost căzut de la peste 1600 de lei. De acord cu proiectul, o singură lucru chestiune. Să înțeleg că proiectul, într-adevăr, e aprobat și va fi 930. Întrebarea era 930 pentru fiecare an din cei 5 luni. Pe luni. Licitația acolo. Preț de pornire. Preț de pornire. Preț de pornire, da? Deci țin un cont pe 5 ani, deci îl va deține cu adică. Folosința, da. Și suprafația cu 186 de metri pătrați. Este HSB. Exact. Are 100 și ceva de metri pătrați să plătească la fel ca unul care plătește locul pilotul, nu știu, 12-13. De asemenea, consiliera Gabriela Nedelcu a solicitat clarificări cu privire la calea de acces, dacă va fi una nouă din stradă și că ar fi nevoie de un grup sanitar. Alți consilieri au atras atenția că din caietul de sarcini, funcționarii primăriei au scos interdicția privind comercializarea băuturilor alcoolice și au spus că nu este în regulă să fie permis consumul pentru tinerii și copiii din interiorul ștrandului. Și eu vă rog să faceți un exercițiu de imaginație, da? Ca să amplasăm acest chioș, probabil că suprafața betonă existentă, da? Este. Așa. Trebuie să-i facem o cale de acces specifică pentru el sau a intra pe poarta ștrandului. Pe unde se va intra? Probabil să faci o altă poartă. Ce-i problema asta? Ai că și-ai scrie aici, nu trebuie să-și asume el dacă face acolo. Deci care-i dumneavoastră trebuie să vreți să oferiți condiții bășcănenilor care prin joia la examen avut, o să dea un ceai, o cafea sau ceva de genul. Da. Sunt unități de alimentație publică exact fix în zona, acolo. Deci nu este o motivație. Acum, vă rog frumos, dragi consilieri, dragi colegi, închipuiți-vă așa. Vară. Oamenii vin și-și plătesc un bilet la ștrand, da? Încep să vină din afară. 11.000 de consumatori care se așează la acea terasă. Deci noi, practic, nu mai oferim facilitate celui care plătește biletul la ștrand. Acolo transformăm într-o terasă obișnuită. Aceleași probleme au fost reclamate și de consilierul Sorin Olariu. El a spus că este de acord cu aceste modificări, dar a cerut ca prețul să nu fie scăzut și a lăsat să se înțeleagă că licitația ar fi cu dedicație și că s-ar cunoaște câștigătorul. Aici undeva este o problemă psihologică și vă spun eu părerea mea. Și e un portabil. Deci în momentul când era accesul limitat la pe o perioadă estivală și onorat, era 16 milioane, nu? Parcă 1600. Acum când e cumva mai nelimitat cu acces în stradă și în nu știu ce, e prețul mai mic. Nu știu, poate avea o problemă, dar mi se pare normal. Eu trebuie cu facilități, dar să rămâi măcar cu același timp. Măcar cu același timp. Da? Doi. Nu ai toaletă. În primul rând,
Mă lăsați vorbesc sau dacă vreți cu dorință. Ideea e felul următor. Toaletă nu ai. În proiect nu scrie care acces la toaleta. Pentru nici n-are cum. Unul care vine în afară la toaletă nu știu. Proiectul a fost aprobat în forma propusă de primar cu toate problemele reclamate. Urmează ca terenul să fie scos la licitație în perioada următoare. Menționăm că la Pașcani sunt discrepanțe foarte mari privind chiriile și concesiunile pentru folosința domeniului public și privat al municipiului. Unele diferențe sunt date de licitație, dar mai ales de prețul de pornire diferențiat stabilit de către administrația locală. Spre exemplu, chioșcul din fața gării plătește pentru o suprafață mai mică de teren o chirie de peste 5.000 de lei pe lună, iar pentru terasa de la Ștrand, cu o suprafață de 186 de metri pătrați, prețul de pornire al chiriei este de doar 930 de lei lunar. Diferențe mari sunt și în piață și pe suprafețele de teren închiriate în oraș. Da, asta a fost știrea. Care sunt părerile dumneavoastră? Pe de o parte, dumneavoastră susțineți că aveți dubii și că aproape știți rezultatul licitației. De cealaltă parte, dumneavoastră susțineți că prețul de pornire este prea mic în raport cu posibilitățile, cu oportunitățile, pentru că de acum se poate vorbi de oportunități. Vă rog. Dacă mă gândesc la felul în care reacționează primarul atunci când are interes în, într-un proiect pe care îl supune dezbaterii Consiliului Local, aș putea spune cu tărie că, într-adevăr, e o servit asta și e o chestiune discutată. Nimic rău dacă s-a întâlnit cu întreprinzători privați din municipiul Pașcani în sensul de a da valoare acelui loc. Nu este nicio dovadă în sensul ăsta. Dom'le, nu este nicio dovadă, dar nimic rău. Nimic rău dacă a strânit cuiva interesul și vrea să facă ceva acolo. PSD, eu personal nu am nimic împotriva investitorilor și eu caut oportunități, dar bine, pe segmentul meu de activitate nu sunt interesat de astfel de servicii. Și nici nu sunt autorizat să fac așa ceva. Însă, ce mi s-a părut extrem de bizar este faptul că nu cu foarte mult timp în urmă s-a venit în fața Consiliului Local și s-a diminuat prețul, pentru că era 1650 și ceva, parcă, pe lună, pe perioada verii. Ori, în momentul în care ai în vedere și te gândești să închiriezi această suprafață pentru o perioadă întreagă a unui an de zile, pentru 12 luni, timp de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu alte cuvinte, oricine își poate da seama că acolo este loc să facă o investiție, investiție care foarte ușor și la prețul la care a trecut și cel mai probabil va fi o hotărâre, e clar că va fi o hotărâre, deci cu siguranță poate cineva e deja pregătit. La fel mi s-a părut foarte suspect să nu avem în caietul de sarcini niște reguli clare. La fel de suspect mi s-a părut că viitorului întreprinzător care va câștiga licitația aceasta și va ocupa pentru perioada de 5 ani, cel mai probabil, acest loc, îi se oferă astfel posibilități multiple să facă bani, pentru că e o zonă bună. E o zonă care are în imediata vecinătate un parc și, bineînțeles, stadionul. Oricine ar merge la stadion să alege, s-ar întoarce cu siguranță să servească o băutură. Până acum nu au fost aceste facilități. Dar ce e ciudat aici? Suprafața împrejmuită, nu total, de 186 de metri pătrați, nu are un grup sanitar. Primarul, l-ați auzit chiar spunând că există grupuri sanitare, sunt trei, chiar în proximitatea imobilului respectiv. Ori, nu te poți autoriza cu astfel de grupuri sanitare, știu eu, improvizate. S-au adus acolo doar pentru cei care dau examen la școala de șoferi. Trebuie să ai chiuvetă, trebuie să ai mai multe facilități pentru a putea deschide sau să ai acces în interiorul ștrandului. Și în mod cert, dacă tu ai prevăzut, practic, prin caietul de sarcini, prin contract, o a doua intrare, nu înțeleg cum vor separa pe cei care intră la ștrand să facă baie și să, bineînțeles, să-și cumpere o gogoașă sau ce se va vinde acolo, o apă, un cola, o ceva,
Inclusiv băuturea cu lice. Exact. Și de unde știi că nu vor intra în terasă și vor ieși în ștrand? Cum poți ști sau cum poți să urmărești atât de aproape și atât de exact sau câți oameni trebuie să pună primăria acolo ca să poată urmări dacă, știu, respectivul client de la bar merge fără a avea echipament de bazin, merge, împinge pe cineva, adică se pot întâmpla foarte multe lucruri care nu s-au avut în vedere. Pentru asta s-a pornit discuția aprinsă în Consiliul Local și pentru faptul că l-am simțit că pregătește o servită. Am spus, orice investiție este bună pentru pașcani, pentru pășcăneni, mai ales cu siguranță va fi un pășcănean și să-i fie de bine. Însă 186 de metri, să-i ții 5 ani cu 900 de lei pe lună, mie mi se pare o sumă extrem de mică. Având în vedere că și eu am avut spații închiriate, da, ca locatar, ca locator. Și știu exact cam cum e metru, dar nu mai vorbim că asta este o zonă centrală a municipiului Pașcani și am spus localizată într-o intersecție care are ceea ce se cheamă definiția comerțului VAD. Bun, suma este minimă la licitație, poate păi să rămână... Păi era o sumă pregătită pentru situația în care ai pe o perioadă de 3 luni cât funcționează ștrandul. Înțeleg. Chiar mai puțin în situația în care e o perioadă scurtă, 3 luni sau cât e sezonul, e bine într-adevăr să fie 500 de lei, nu 900 de lei. Adică să te bucuri că îți vine cineva acolo și îți investește. Păi când la o treabă de 5 ani, la un astfel de proiect, nu este posibil să închiriez cu 900 de lei. Bun, spuneam că suma este minimă, urmând ca în urma licitației să crească sau să rămână la 950 sau să fie, de lei. Sau să fie în zona respectivă. Cu siguranță nu va fi mai mică. Ați spus că aveți dubii și că aproape știți cine ar putea câștiga această licitație. Sunt presupuneri în mod evident. Ce dubii aveți? Cine credeți că are interes să facă această investiție? În opinia mea, vă spun că acolo, din punctul meu de vedere, este o chestiune pregătită, da, pentru cineva anume, este cu dedicație. Și am și să explic. Închipuiți că proiectul care a fost pregătit cu dedicație, din punctul meu de vedere, a fost înainte gândit pentru că de cele mai multe ori am stat și m-am gândit, domnule, de ce au pus WC-ul acolo pe colț, pe colțul ștrandului? Pentru că oarecum mie nu mi se părea că era locul potrivit. Asta mi se pare, mie am eu o problemă. Doi, în proiectul pe care l-am avut pe masa Consiliului Local, nu spune care va fi deschiderea terasei. Și o să vedeți că cel deschiderea puțin... Deschiderea spre stradă, la asta vă referiți. Da. Pentru că ar urma să fie oasă că va dispărea, pentru că ce nu-i scris în contract înseamnă că este permis. Da? Și o să vedeți că o să dispară cel puțin o latură, da? Dacă nu două, adică tot colțul va dispărea gardul și va fi o terasă deschisă, da? Cel puțin o latură, dacă nu. După care, n-am înțeles prețul, pentru că avem, pentru că prețul prima dată ăla de 1600 și ceva de lei a fost făcut pentru gradul de folosință a terenului și a zonei respective. Deci ăla a fost prețul corect. Și era pentru sezonul estival și atunci nu vine nimeni, tot din cauza administrației locale. Aduceți-vă aminte de câte ori s-a deschis strandul în august. Adică când se termină sezonul. Haideți, exagerați. Aproape în august. Nu, a fost chiar în august, poate în iulie sau... Aproape. Deci când deja... Adică târziu oricum. Foarte târziu. Da. Și închipuiți-vă ce predictibilitate avea agentul economic, condiții în care primăria municipiului Pașcani nu-și făcea treabă. Și să stai 3-4 luni. Atâta timp cât tu ai deschis către stradă, deci ai deschis terasa către stradă, deja vine un spațiu comercial valoros. Și în condiții alea, măcar păstrez prețul, nu-l micșorez. Deci, deci vă spun eu, la 186 de metri pătrați, la 900 de lei, ăla aș lua și eu, mi-aș face parcare pentru mașini. Nu vă împrește nimeni. Deci, fără să fac nimic la banii ăștia. Altă, ca să vedeți că prețul e foarte mic, ați văzut consilierul nemțeanu ce a spus? Păi, dar iau eu și îl subînchiriez.
Deci asta arată că este foarte mic prețul. Problema este la licitație. La licitație va fi făcut un caiet de sarcini după fața și asemănarea acelui care trebuie să câștige. Și cum se practică la noi, la români, și s-au mai făcut licitații de astea, am eu niște cunoștințe care au făcut așa ceva, vis-a-vis de publicitate, și au dus prieteni, neamuri, cunoștințe, angajați, au venit special pentru a încurca pe alții, că ai făcut de sarcini pe cum spun eu, după ce ai ochi albaștri, părul cărunt, nu știu, nasac bilin. Bun, deci o descriere de astea va avea și va semna exact cu cine trebuie, da? Și cu câteva, cum se mai spune în asta, nu, că nu-i de specialitate, între băieți care fac licitații, tu mergi mână moartă, da? Și se face licitația și o să vedeți că se va câștiga până într-o 1000 de lei și la 1000 și la 1100. Pentru că eu vă dau. Deci zona de impozitare e asta. Atâta timp cât ai deschis către stradă, deja ai joia, ai ce ai, plus de asta ai facilități de parcare acolo. Nu ca în alte părți, unii nu, n-ai unii să parchezi mașina, te vrei să duci să iei un sandwich și nu poți, n-ai unii parca mașina. Bun, da? Ei, uite, eu vă dau un contract de undeva din gară, da? Din zona Vale, pe lângă Peni. 15 metri pătrați la 1113 lei. 15 metri pătrați la 1113 lei pe lună. În piață, s-a votat, a fost hotărât de Consiliul Local. 12 metri pătrați la 900 de lei. Și un băiat deștept, prieten cu domnul primar, va câștiga. N-aveți de unde. E o speculație. E o speculație. Dar se va confirma până la, și vă spun, când am să văd pe cei care se scriu la licitație, vă și spun și cine este. Bun, dar deocamdată, da? Haideți să rămânem doar la rămâne suspiciune. La nivel de speculație. Dar noi românii știm că avem atâta experiență în chestiunea asta, încât... Deci, da, cât ați spus acolo? 15 metri pătrați, deci în zona Penii Vale, la 1113. Bun. Ați văzut, a fost hotărât de Consiliul Local, 900 și vreo 30 de lei parcă, 900, punem rotund, pe 12 metri pătrați. Și niște băieți deștepți, 186 de metri pătrați la 900 și un picuț. Bun, trebuie... Deci v-a dat seama ce tune acolo. Și asta a recunoscut și domnul consilier Nemțanu, care a spus, îmi convine să subchiriez, dar vă dați seama că dacă îți vine să te duci să licitezi, să subînchiriez, și tot ar fi avantajos. Vine cineva, sigur va reuși. Am înțeles. Vă dați seama unii... Trebuie să explicăm puțin situația din Pașcan privitor la aceste chirii. Ele, în mod clar... Și dacă o să-mi permiți o secundă. Același lucru s-a întâmplat și cu patinoarul. Anul trecut, cei cu patinoarul au plătit mai mult decât anul ăsta. Și au ocupat, deci, pe hârtie 300 de metri pătrați, în realitate mai mult, și plătesc mai puțin ca anul trecut. Este evident că nu pot fi aceleași valori, aceleași chirii în Pașcani. Pentru că atâta timp cât este licitație, dacă sunt mai mulți, se licitează și se ajunge până la urmă la o anumită valoare. Dar pragul de la care se pornește, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie același, poate diferit în funcție de zonare. Știți cum sunt stabilite taxe și impozite locale? În funcție de zonare, poate la fel și acest preț de pornire pentru licitații, când este vorba despre închirierea sau concesionarea domeniului public sau privat al municipiului Pașcani. Astăzi, în conferința de presă, l-am întrebat pe primar fix privitor la această chestiune. Și răspunsul lui a fost nu. Se stabilește în funcție de oportunitate. Adică în funcție de anumiți factori, condiții, iată, vrem neapărat să deschidem la ștran și știți, până acum n-au fost cereri și încercăm să fie această licitație atractivă. Dar mie mi se pare chiar diferențele foarte, foarte mari. Și cred că este și o discriminare, cred că nu exagerez, pentru că, iată, pentru 15 metri pătrați,
unul plătește 1000 și ceva de lei, altul 1100. Pentru 168 de metri pătrați plătește sau pornește licitația de la 900 și ceva. În fața gării este un chioșc. Plătește patronul respectiv în jur de 5000 de lei pentru o suprafață jumătate față de cât se discută la ștrandul municipal. Și atunci, evident, cei care plătesc, își pun întrebare, domnule, dar eu de ce plătesc atât și ăla plătește mai puțin? Sunt mai fraier sau cum? Aici, cred, primăria ar trebui să găsească un răspuns, să găsească o soluție, pentru că nu cred că este în regulă. Și în Consiliul Local în ședință, dar și în conferința de presă, la această întrebare, primarul a venit și a spus, da, domnule, dar știți, avem o hotărâre a Consiliului Local privind comerțul stradal. Păi nu trebuie amestecat comerțul stradal, unde sunt condiții speciale, pentru o perioadă scurtă de timp și prețuri speciale, cu închirierea și concesionarea domeniului public în altă parte decât pe stradă. Pe stradă sunt evenimente, la anumite evenimente sunt niște tarife acolo pe metru pătrat, asta e. Dar noi discutăm despre suprafețe de teren din domeniul public, oriunde, în zona municipiului Pașcani, iată, în fața gării, la ștrand, și așa mai departe, unde primăria scoate la licitație cu un preț de pornire diferit, în funcție de oportunitate. Asta mi se pare și sună foarte ciudat. Stăm nu cu o jucare. Viitorul este al comercianților care au parcare. Punct. Acela, așa cum a spus și colegul meu, domnul Olariu, este un loc cu parcare de la Dumnezeu, a intrare la stadion. Plus zonă verde, zonă verde, orice. Deci încă o dată vă spun. Da, în condițiile din trecut, asta trebuie să rămână în mintea cetățeanului. Era corect chiar 500 de lei pentru că erau doar 3 luni și e mai mult deranjul. Nu poți spune că ai neapărat câștig. Doar dacă ai ștrandul în ansamblu, dar el este al municipalității, nu există nicio hotărâre, niciun proiect de hotărâre în sensul care ar putea fi înstrăinat sau dat cuiva în administrare, nici măcar față de clubul sportiv municipal. Problema e asta, esența. E făcută special, sau probabil cineva i-a sugerat, discuția este purtată, aș putea să vă las să-mi plic numele firmei sau numele administratorului. Am aflat și noi. Înțeleg că nu, neapărat singur, sunt suspiciuni foarte mari vis-a-vis de chestiunea asta. Sunt persoane interesate, cel mai probabil mi-aș dori să devină sau să fie din ce în ce mai multe persoane interesate, pentru că e un loc care are tot ce trebuie pentru comerț. Are parcare, pe timpul serii e limitată circulația în acea zonă. Tocmai de aceea tinerii pășcăneni stau în zona băncilor, locurilor de așteptare pentru școala de șoferi este sau și pentru perioada de examinare. Este și asta clubul sportiv, va fi făcut și bazinul. Deci este un loc care ar fi trebuit să aducă beneficii primăriei municipiului Pașcani și să scadă presiunea de pe umerii cetățenilor. Trebuie să aduci și bani. Adică să știi de unde să-i aduci și, bineînțeles, să-i oferi posibilitatea și viitorului întreprinzător să câștige bani. Dar așa cum a arătat și colegul meu, ați văzut și la fel spuneam și eu, am fost și locatar și locator, da? Am și închiriat, am și fost nevoit să închiriez. Lucrurile nu stau așa, prețul e absurd de mic și e anormal pentru acea zonă. Luați exemplele investitorilor deja din proximitatea noastră, ar fi unul. În zona judecătoriei ar fi altul, la Casa de Cultură ar mai fi cineva. Gândiți-vă la ei și gândiți-vă la parcările din fața hotelului din Pașcani. Cât e de aglomerat acolo, nu ai cum să parchezi nicăieri. Tocmai asta e problema, asta e esența. Ai clienți dacă ai parcare. Bun. N-ai parcare, n-ai clienți. O paranteză aici. Astăzi la audiențe a fost un agent economic din zona sensului generator la constructorul. Peste drum de constructor. Și i-a tras atenția primarului că nu mai are clienți de când a fost dat în folosință acest sens giratoriu, pentru că nu mai are unde să parcheze lumea, mașina, acolo. Nici
pe Ștefan cel Mare, dar nici pe strada spre stadion. Și nici în spatele blocului. Și cred că, exact, și cred că nu e unul singur, mai este un magazin de îmbrăcăminte acolo și așa mai departe. Iată un efect negativ, nimeni nu s-a gândit la astfel de efecte. Cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Sau pur și simplu trebuie sacrificați sau sacrificate alegerile, nu contează prețul. Iată un efect al lipsei PUG-ului. Planul urbanistic general, planul urbanistic zonal, pe fiecare locație în parte, ăsta este efectul. Pentru că nu este predictibilitate, cel mai probabil nici o conducere nu s-a gândit de maniera asta. Dom'le, întâi întreb firmele private, întreprinzătorii privați, cum vor să se dezvolte. Dacă îi întreb, va fi predictibil unde eu, ca municipalitate, voi investi, voi pune aducțiune de apă, canalizare și așa mai departe. Asta, lucrurile sunt invers. Afacerea este acum, era, acum este că acolo. E făcut un sens giratoriu, din punctul meu de vedere, se impunea. Nu știu dacă două neapărat. Trei. Ele au trei. Ele au un standard. Nu poți să faci sens giratoriu. La Târgu Neamț există ceva în centrul orașului. Noi mai peste tot avem posibilitatea să facem. Domnul Urso, mai contează sau nestandardizat. Mai contează sau nu cetățeanul, investitorul? Sau pur și simplu tăiem, facem ce ne taie capul, păi, fără să mai ține cont de nimic. Primarul Pintilie a mărit taxele. Păi a mărit taxele, oferă-i condiții omului să facă bani. Este foarte drept că și în momentul în care s-au discutat, când hotărârile au fost proiecte, nu a venit nimeni. Noastră nu este prima emisiune când discutăm despre sensul giratorii, au fost și înainte. Dar cine și închipuie că vine și cine și închipuie lucrul ăsta? Nu știu, nici cetățenii nu s-au gândit, cel mai probabil, au văzut doar după ce investiția s-a materializat, da? Că s-a tăiat din spațiul peatonal, s-a tăiat, bineînțeles, din zona de parcare, nu mai ai voie să parchezi în proximitatea sensului giratoriu, că s-ar putea să găsești mașina în sens, cumva împinsă. Ori astfel de lucruri n-au fost cântărite în studiul de fezabilitate. De asta nu vedeți cum se fac proiectele, de ce noi comentăm. Nu toți consilierii comentează, dar sunt unii și oamenii, poate ne văd, băi, ăștia sunt nebuni și cel mai probabil n-au treabă și le place scandalul. Nu scandalul e problema, ci cine te incită la scandal. Noi ridicăm problema corect, dar nu ni se răspunde corect. Tocmai asta e. Dom'le, nu sunt suficiente date. Da? De fiecare dată în proiectele de hotărâri nu găsim suficiente date sau sunt toate felurile sucite foile respective. Nu poți să îți xerocopiezi zeci, sute de foi și să le ai în fața ta să le răsfoiești. Ca să te pregătești pentru o ședință de Consiliu Local, deci îi înțeleg și pe ei, greu să le pui pe fiecare în parte, mai ales acum la buget. Pe ei cine? Angajații primăriei. Cine? Serviciul APL. Serviciul APL. Nu o să spună niciodată. Nu știu, e posibil ca în perioada următoare să cerem în, știu eu, să modificăm regulamentul Consiliului Local și să cerem să ne aducă la mapă hârtii. O să spun, domnule, nu-s prietenoși cu mediul. Domnule, uite care-i treaba, nu pot să mă uit pe cant, pe linie, știi, nu, destul de greu. Bun. Să urmărim. Vă rog. În completarea colegului meu, îi spun că se poate pune, pentru că noi primim toate materiile, primim online, și culmea că e vorba de doar 2, 3, 4, 5 documente care nu sunt scanate. Și care sunt importante. Alea nu. Deci e greu de scanat. Cum rămâne cu parcările acolo și revenim la... următor, că vedeți dumneavoastră, nu toți agenții economici și dintr-un anumit domeniu au norocul să aibă sensuri unice făcute special ca să ducă către magazinele sale, și aici mă refer la primar. Uitați-vă și dumneavoastră, la toate sensurile din vale care duc spre magazinul domnului primar, astea din deal duc toate spre magazinul domnului primar și în fața magazinului domnului primar trebuie să le facem cetățenilor parcare. Păi n-au nevoie da, de parcare. Gândiți-vă, și cum am mai spus-o la un moment dat, că atunci, pentru că așa se spune, așa se spune cutuma CNA-ului, era la nivel de speculație. Din punctul meu de vedere, acum se confirmă acea speculație, ținând cont că tot ce vine în concurență cu business-ul domnului primar trebuie să termine. Adică ăla e un magazin alimentar, nu are nevoie de clienți,
ar fi mai bine să închidă pentru că așa. Piața din Vale trebuie cât mai mult întârziată, pentru că din punctul meu de vedere încurcă marketurile domnului primar și așa mai departe. Deci, exagerați aici. Nu, dar nu, v-am zis, atunci a fost speculația și din punctul meu de vedere, acum se confirmă speculația respectivă. Pentru că e culmea că... Păi cum se confirmă? Nu înțeleg. Se confirmă, pentru că uitați-vă, și acel agent economic, cumva... Dar ce legătură are? Unde este agentul ăla economic blocat... și unde sunt magazinele primarului? Păi dar contează. Contează pentru că dacă ăla vine cu niște prețuri mai mici, cum spun eu, clientul migrează. Poate fi ajutat omul ăla? Sau să-și ia magazinul, să-l închidă? Din punctul meu de vedere, știți cât e de simplu? Dar aici e chestiune de viziuni. Și am să vă spun și viziunea vis-a-vis de Strand. Că oricum am trecut. E simplu. Avem parcarea imediat a vecinătate. Aveți, în sensul legislaturii, avem o parcare. Parcare cu plată. De la ora de, la ora de. Spunem dimineața de la ora 9, cam cum au programul magazinului, până la ora 5. După aia liber. Adică toți comercianții de pe acel tronson, între sensul giratorii, să aibă parcarea aia liberă. Deci ai venit, maxim, zicem, hai nu, jumătate de oră liber, restul cu plată. 5 lei ora. Ai stat mai mult de jumătate de oră, 5 lei. Adică te-ai dus, ai parcat, ai cumpărat cei în jumătate de oră termin. Dacă vrei să faci, când ai un mall acum, că asta e o oră, te poți duce la magazinul de carne, ai alimentare, ai, îți iei o priză sau ce mai este pe acolo, o prăjiturică și cam ăla e, într-un sfert de oră ai terminat. Dar punem jumătate, că spunem că ai rând. Stai mi se pare distanța... Deci e simplu. Ai amenajat parcarea cu plată. Punct. Mi se pare de la ora 9 că... la ora 17 și parcarea e liberă și toți cei din segmentul respectiv nu mai au probleme. Este suficientă zona aia între cele două sensuri giratorii, constructorul și semafoarele mici, sunt și două treceri de pietoni. Câtă distanță, câtă suprafață îți mai rămâne pentru a parca mașinile în contextul păi în care acolo sunt magazine, o cofetărie și așa că, mai departe. Semnul de oprire era undeva, știți că era un segment de la parcare în acolo, era undeva la jumătate. Acum este fix în colțul parcării, deci s-a închis, nu se mai poate. Dar v-am zis, e simplu, dar pe domnul primar nu-l interesează. Mă uitam și astăzi la conferința de presă, de pe acum două luni, da? Când a fost, pe 4 decembrie a fost ședință și a spus domnul primar, vă rugăm frumos, luați măsuri vis-a-vis de faptul că marcajele rutiere din toate sensurile giratorii sunt cu măsă, praf, alea se văd alea vechi mai bine ca alea noi. Mai trebuie niște panouri suplimentare, mai ai acolo niște reglementați. Cine a spus astăzi, după două luni, ne spune domnul primar, pentru că au mai fost pus presiuni și acum în ședința asta, ne spune domnul primar că a dat dispoziție să fie atenționat constructorul. Deci pe el nici în astea două luni nu l-a durut capul de nimic. Deci pe omul ăsta nu-l interesează, el are problemele lui, prieteni, cunoștință, care trebuie să rezolvați, că se termină mandatul, el e conștient că nu va mai fi primar. Da? Și se termină mandatul și trebuie să servească pe toată lumea pe care l-a servit pe el. Păi să servească cetățenii. Cetățeni, corect. Bun. Dar anumiți cetățeni. Păi, în ceea ce privește că să ne întoarcem la viziune, vă aduceți aminte că chiar astăzi mi-am să aminte și am găsit fotografiile cu propunerea cu Aquapark, dacă vă aduceți aminte. Haideți să vedem fotografiile care mi le-ați dat dumneavoastră și haideți, vorbiți. Acolo urmau să... Acolo urma să fie deci, jumătate din suprafață Aquapark. Vedeți acolo clădirile alea albe. Deci e zona acoperită, deci sunt bazine acoperite. E sus, undeva la etaj, aveți un snack bar. Și în față aveți zona aia unde vin șezlongurile și bazin afară. Da? Și nu mai avem noi nevoie de niciun și snack-ul bară la sus de la etaj. Vedeți care în partea de asta e un SF, SF și la propriu și la figurat. Ce este asta? Și am venit cu asta și consilierii de la Pro-România și consilierii de la PNL au respins proiectul ăsta și ca să vedeți marea viziune a celor de la PNL și a celor la Pro-România, vedeți, au venit să, pentru a servi clientela politică din punctul meu de vedere, să fac o terasă mică acolo și ăla e. Deci, vedeți, viziunea primarului Pitilei. O secundă, dumneavoastră ați propus să fie reabilitat strandul
și să fie făcută deci, amenajarea respectivă. Un SF pentru... Pe... Când anume ați propus asta? Păi în decembrie, când a fost cu lacul Peștișorul. Și cu... au mai fost... A fost decembrie 2020 sau... 14, 11 sau 14 decembrie 2020. Am înțeles. Okay. Respinse doar unul singur a trecut, ăla cu lacul Peștișorul. Dacă ar fi trecut, poate se găseau și bani pentru... Da, atunci era motivat, domne, că avem bazinul celălalt. Dar lumea trebuie să înțeleagă și foarte mulți îi văd că așteaptă acel bazin de not. Acel bazin de not are caracter didactic. Exact. Deci acolo vor fi numai școli sau eventual un club de not. Deci pășcănenii nu au acces, pășcănenii, copiii pășcănenilor. Dacă eu vreau să merg iarna la un bazin de not, mă duc la Hârlău, la Bacău, la Roman, oriunde din altă parte, numai Pașca nu. Deci acel bazin de not are caracter didactic. Bun. Și de asta am zis să avem, aveam, ați văzut, jumătate afară, jumătate interior, încă cu o zonă de snack bar și așa mai departe. Încă o întrebare privitoare la această chestiune. În caietul de sarcini, a fost o observație bună, cred că doamna Nedelco a făcut această observație. În caietul de sarcini, înainte erau trecute condiții să nu fie comercializate băuturi alcoolice. Înțeleg că aceste condiții au fost scoase. Asta înseamnă că va fi liber la vânzarea băuturilor alcoolice. Cred și dacă este... Domnul Prodan, Ionuț. A, domnul Prodan, da, scuze. Este ok sau nu este ok așa? Dacă e acces din ștrand și al primăriei, și legea spune că nu ai voie cu băuturi alcoolice, logica e că nu ai voie cu băuturi alcoolice nici pe terasă. Dacă terasa ar avea, practic, deschidere către ștrand. Dacă e o terasă exterioară din care ieși de la ștrand și îți cumperi ceva, atunci lucrurile stau exact ca în vecinătate, unde mai sunt baruri închise și așa mai departe, unde cetățeanul poate să-și cumpere orice. Cu siguranță, la intrarea în ștrand, nu sunt primite persoanele în stare de ebrietate, dar nu și cei care ies în stare de ebrietate de la strană. Asta e clar. Bun. Trecem la... se va vedea. Deci proiectul a fost aprobat, nu toți l-au aprobat. Ați votat pentru? Nu. Ați votat pentru? Siguranță. Ideea e felul următor, că mai sunt acolo, deși doamna de la contract i-a spus că a greșit la un moment dat, dar s-a trecut peste, dacă ne-am luat cu discuțiile. Legal este ca... Sunt în toate contractele așa, și de la cei de la piață, toate contractele spune așa. Se dă pe 5 ani și se poate prelungi prin act adițional cu încă jumătate din... Acolo era trecut 5, nu? Sau jumătate din... S-a făcut... Eu, acum, hai să zicem, cu prezumția din vinovăție, că poate trece neobservat și până la urmă și trecut. Deci cu jumătate se poate prelunge. Nu. A rămas tot 5 ani, nu s-a mai modificat. A, 5 plus 5. Deci nu a fost o greșeală. N-a fost o greșeală pentru că totuși cei din compartiment au experiența și toate contractele pentru toată lumea care are contract. Ce anume era prevăzut în lege? Adică se poate prelungi exact cu aceeași perioadă, cu aceeași perioadă. Inițial, fără să organizezi din nou licitație și în aceleași condiții. Cu jumătate. Nu cu jumătate. Uitați-vă la toate contractele din piață, din vreți. Poate așa au fost făcute. Contractul e legea părților. Este foarte adevărat. Dar legea te lasă. Okay. La concesiunea bunurilor publice. Doamna, auziți, nu știu dacă a fost atent în sală, doamna și spus că a fost făcut o greșeală. Deci doamna a spus, era chiar în spate, și a spus că a fost o greșeală, să... Dar, o să modificăm. Dar deja a trecut la revedere. 5 plus 5. Okay. Revedere. Bun, rămâne de văzut cum și când, pentru că, din câte am simțit eu, acest proiect este pe mare viteză. Adică, primarul a și spus, organizăm licitație, asta înseamnă că sunt persoane deja pregătite să pună mâna pe teren și să facă investiții. Mai vine și comasarea acum. Să dea drumul până, să dea drumul la această terasă până când vine căldura, nu-i așa? Acolo să fie tot în regulă. Și vorba dumneavoastră și alegerile bat la ușă, nu? Cumva. Trecem la următorul subiect. Haideți să discutăm și despre regulamentul de funcționare al primăriei municipiului Pașcani, al aparatului administrativ aflat în subordinea edilului. Evident că dumneavoastră nu prea sunteți interesați de chestiunile de natură tehnică.
Dar ele au o anumită importanță pentru că rezultatul muncii este cu siguranță de interes pentru dumneavoastră. Adică de modul cum sunt puse acolo regulile, contează foarte mult interacțiunea și rezultatul interacțiunii cu dumneavoastră. De două ori, acest regulament a fost pus pe masa consilierilor și viceprimarul Rățoi, ajutat evident și de consilierul dumnealui, care este jurist de profesie, a făcut praf acest proiect de regulament. În sensul că a descoperit acolo zeci de chestiuni care nu erau în regulă. Adică prevederi legale expirate, care nu aveau ce să caute acolo și așa mai departe. Eu am înțeles, nu știu dacă este adevărat sau nu, dar așa am înțeles eu, că procedura a fost după cum urmează. Fiecare compartiment sau fiecare serviciu și-a făcut propriul regulament, adică propriile reguli. Ele au fost adunate într-un proiect unitar și proiectul a fost supus aprobării Consiliului Local. Adică fiecare și-a făcut regulile privind funcționarea și așa mai departe, obligațiile. Ceea ce mi se pare foarte cool, foarte interesant. Mai sunt instituții sau societăți unde salariații își fac regulile? Întreb și eu, nu știu. Dar eu așa am înțeles că fiecare compartiment și-a făcut regulile, au fost adunate, puse într-un proiect și pus pe masa Consiliului Local, consilierii să-l aprobe. Unii l-au citit, iată, ghinion. Nu doar viceprimarul sau consilierul dumnealui, dar și alții din opoziție. Și au fost găsite acolo tot felul de probleme. Haideți să urmărim o știre scurtă privitoare la dezbateri și rezultat, după care revenim. Dezbaterea prinsă în legislativul pășcănean privind regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului. Documentul a fost propus din nou spre aprobare, dar a fost respins pe motiv că conține multe nereguli și prevederi legale expirate. Viceprimarul Cristian Rățoi a fost cel care a atras atenția asupra acestor probleme și a cerut consilierilor să nu voteze noul regulament decât după modificare. La decembrie am avut din nou băgat spre aprobare ROF-ul, regulamentul de organizare și funcționare, în care am atras atenția în ședința pe comisii, după care în plen, că sunt trecute foarte multe legi care sunt abrogate. Pe atunci erau vreo 35. Am supus atenției colegilor consilieri, ceea ce fac și acum, să analizăm și să vedem ceea ce aprobăm. L-am analizat din nou și deși am spus, doamne, poate să ia legătura cel care face ROF-ul, poate să ia legătura cu consilierul meu juridic pentru a îndrepta problemele respective, nu s-a întâmplat acest lucru. În urma lecturării, nu mai sunt 30 de acte normative abrogate. Sunt doar 15. Sunt curios să văd și eu când proiectele pe care le avem în față nu vor mai avea asemenea legi și acte normative abrogate. Cred că și compartimentele care au trimis material nu s-au uitat, dar cred că și cei care analizează toată documentația și o avizează, doamnă Jitaru, da? Știți cum să avizează un proiect de hotărâre? Doamnă Jitaru, vă rog tare mult, nu mă întrerupeți pentru că nu v-am întrerupt, da? Nu lăsați. I-am spus că a avizat, nu altceva. În același context, BITV a solicitat completarea atribuțiilor compartimentului consiliere, informare și relații cu societatea civilă. Un jurnalist al postului de televiziune a solicitat angajarea unui purtător de cuvânt și organizarea distinctă a activității pentru relația cu presa, conform cerințelor prevederilor legale. De asemenea, BITV a solicitat ca primăria să înființeze telefonul cetățeanului, unde pășcănenii să poată să adreseze întrebări și să obțină răspunsuri, și a cerut clarificări în legătură cu modul de
organizare a audiențelor, atât de către primar, cât și de viceprimar și secretarul general al primăriei. Primarul a recunoscut că sunt probleme și cu regulamentul și în ceea ce privește comunicarea cu presa și cetățenii și a spus că vor fi făcute modificări. Referitor la ce spune domnul Cojocaru, eu consider că sunt un primar care comunică. În felul meu, folosind și metodele moderne. Pentru că nu mai avem astăzi doar televiziune sau radio, astăzi sunt și alte metode de comunicare. Acum, unora le place cum comunic, altora nu le place, să fie sănătoși, fiecare cum apreciază. Menționăm că în momentul de față activitatea purtătorului de cuvânt este preluată prin dispoziție de primar de consilierul edilului Alexandru Dandu. El nu răspunde la telefon, nici la întrebările adresate pe mail de către jurnaliști. Bun, interesant, nu? Vă spun, pentru mine chiar este interesant subiectul și în contextul în care, iată, salariile au fost majorate. De la 1 ianuarie din nou, cu 5%, și sunt perspective, pentru că primarul a promis și a promis cu sens, adică e campanie electorală. A promis că urmează, a spus-o în ședință, urmează să cel mai probabil să fie o majorare de salarii în acest an și anul viitor dacă mai rămâne primar. Deci a spus-o. Și a fost schimbată și procedura, modalitatea de plată, de calcul a salariilor. Fostul primar a modificat această procedură de calcul și iată s-a revenit acum în următorul sens. Se face din nou calcul în funcție de cuantumul salariului minim brut pe țară. Când va fi majorat salariul minim brut pe țară, automat va crește și vor crește și salariile din primărie, fără să mai fie nevoie o aprobare prealabilă a Consiliului Local. Și această decizie a fost aprobată de consilier și a fost pe placul funcționarilor, pentru că, iată, unul dintre ei chiar a fost prezentă la finalul ședinței și a mulțumit public primarului pentru aceste măsuri. Bun. Cu regulamentul. Cum vi se pare dezbaterea? Cum vi se pare faptul că pentru a doua oară un document important vine cu grave probleme în dezbatere? Apoi nu e prima dată. Au mai fost proiecte făcute aiurea. Proiecte incomplete. Proiecte corectate în alte ședințe ale Consiliului Local. Deci cu alte cuvinte, nu prea poți să ai bază în documentele puse pe masă spre aprobare. Deși sunt semnături din partea compartimentului de specialitate, din partea inițiatorului, a primarului, cum ar veni, și secretarul, ci că veghează pentru legalitate și semnează și așa mai departe. Adică atâtea semnături, atâtea funcții și te trezești că în dezbatere publică consilierii caută, se uită, asta este abrogat, asta nu este în regulă. Iar atunci când pui întrebări, unele persoane se enervează. De ce pui întrebări? De ce atâtea întrebări? Și așa mai departe. De exemplu, eu am avut o intervenție și primarul îi spunea președinte de ședință, dar ce suntem la emisiunea lui Cojocaru? Cam așa. Vă rog. Domnul Cojocaru, stimați cetățeni, regulamentul de organizare și funcționare al unei instituții, dar mai mult decât atât al primăriei municipiului Pașcani, în primul rând, este un izvor al dreptului muncii și este singurul act unilateral al angajatorului. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, acolo trebuiau să lucreze în echipă, o echipă desemnată din aparatul de specialitate al primarului, verificat îndeaproape de primar, pentru că în baza regulamentului de organizare și funcționare stabilește alte reguli care se vor regăsi în regulamentul de organizare internă. În baza celor două regulamente face evaluarea anuală. În baza acestora faci și regulamentul și codul de etică. Deci pe scurt, calitatea muncii poți
în felul ăsta, adică feedback-ul primești și de la cetățeni, dar tu ca angajator, ca manager, tu ca primar, pentru că tu ai pe toată lumea în subordine, sau dacă e delegat către secretar, atunci secretarul e responsabil. Deci, din punctul meu de vedere, trebuia să lucreze o echipă, nu așa cum am auzit discuție, că fiecare compartiment își face, cum adică? Fiecare compartiment își face analiza de risc. Că aici vorbim de altceva, dar e altceva, e managementul riscului. Adică riscul ca eu, Vasile, să mă duc cu o șpagă și să îi dau lui și el atunci trebuie să plătesc, domnule, e tot un risc ca cineva să vină să-mi aducă ceva, să pătrundă, să ajungă la etajul 2 și să-mi dea ceva. Nu, sau la etajul 1. Se oprește la etajul 1 la registrator. Nu știu unde e filtrul, să sperăm că nu. Să sperăm că nu, eu nu bat niciun apropo, aleatoriu, păi sunt etajul 2. Sunt chestiuni certe, adică sunt procese. Absolut. Știți corect, la ce mă refer. Știu, dar am spus că mă abțin de atunci din anumite considerente. Așa cum spuneam, domnule, e actul unilateral al angajatorului, deci e controlat de primar. Eu aș vrea să știu dacă în primăria municipiului Pașcani există comisia de disciplină. Aș vrea să știu câți angajați, indiferent, personal contractual sau funcționar public, au fost la comisia de disciplină. Da? Câți au fost la comisia de disciplină? Comisia Monica. De disciplină nu e ca să sancționezi, dar e să și prevezi anumite chestiuni. În momentul în care ai venit de două ori în fața Consiliului Local, te-ai făcut de râs, primarul, domnule, nu știu eu, că nu verific eu, supăra-mă tale, dar nu cumva erai la serviciu, că fostul primar Pantazi nu prea stătea, că așa spunea el. Dom'le, dacă stai acolo, cam cu ce te ocupi? Nu se ocupă de micromanagement. A spus-o de câteva ori. Există și micromanagement, n-am învățat la management din micromanagement. Bănuiesc că undeva în interiorul calculatorului se ocupă AI, o inteligență artificială. Mă gândesc, nu știu, eu n-am auzit din micromanagement, poate că ar fi undeva. Poate o fi la firma domniei sale un micromanagement, că acolo e cât de sus ridici marfa sau cum o promovezi. Se ocupă doar de macromanagement. Dar nu e vorba de bulion aici. Aici vorbim de oameni, de cetățeni și de alte chestii. Nu, se ocupă doar de proiecte, nu de organizare și verificare asta. Și domnul Rățoi se ocupă și el de proiecte. Banii au împreună. El mai nou verifică acum. Verifică proiectele cu ei. Am auzit discuții. Aproape zâmbesc și aici, cum am zâmbit și în Consiliul Local. O să zic că lumea, păi ăsta e nebun, nu știu, vorbește la aiure, așa, nu vrea să fie pe temă. Nu vreau să înțeleg. Dacă iau niște bani, îi iau pentru că am făcut ceva. Dacă nu, băi, refuz, nu știu, îi donez, îi iau și îi donez. Poftim, v-am donat case de cultură, lucru pe care domnul Rățel l-a făcut aici, trebuie să le cunosc. Într-adevăr, s-au făcut câteva, nu știu dacă s-a auzit în eter sau a spus cineva, eu fiind în Consiliul de Administrație, fără a-l lăuda, acum foarte tare, dar trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Oamenii când fac, trebuie discutat și vorbit de bine despre el. Când greșesc, atunci, în primul rând, pe un politician ții treaz dacă îl... întotdeauna îl înțepi, însă nu întotdeauna aiurea. Pur și simplu, dacă vezi că încearcă, îl ajuți să muncească. Dar dacă încearcă să fie ca primarul, actual vorbesc, deci trebuie ajutat să plece. Bun. Cel mai probabil, o să spuneți că eu zic că nu va mai fi primarul municipiului Pașcani și sper din tot sufletul să nu mai fie, pentru că lui mai trebuie, părerea mea, că o să-i mai trebuiască încă 5 ani ca să poată învăța, să apuce de treabă. Dacă el vorbește de micromanagement, nu trebuie să scape nimic. Eu știu că primarul face în fiecare luni dimineață o ședință cu tot personalul. Bun. La ședința personalului de luni dimineață, după ce ai avut o zi sau o săptămână de coșmar cu primul rof cu care ai venit în fața Consiliului Local. Adică mai vii odată? Domnul, adică nu-și asumă nimeni. Domnule, din punctul meu de vedere, acum am înțelegeți. Domnule, nu știu de eu ce am emoții. Domnule, trebuia să meargă la comisia de disciplină, nu știu cine. 1, 2, 3, cine a greșit? Cine să meargă? Juristul, domnule, nu știu cine e jurist sau cine sunt juriști. Cine să meargă? Suntem în prag de alegeri. Vă dați seama că toți funcționarii trebuie să fie mulțumiți, să dea randament, nu-i așa? Trebuie să meargă la vot. Cine activează acum comisii de disciplină? Domnul Cojocaru, noi am votat niște salarii acum, niște majorări salariale, care în momentul în care, cum a spus dumneavoastră, se va modifica minim brutul, se modifică automat fără a mai trece încă o dată prin Consiliul Local. Eu, m-ați auzit, sunt de acord să se plătească performanța.
Sunt perfect de acord să plătim oamenii. Oamenii ăștia trăiesc într-un stres. Nu-i chiar, știu eu, o sală de nu toți, somn. Dar unii nu chiar... toți, sunt unii care au. Cei care sunt la proiecte. Și aici trebuia găsit o soluție. Deci trăiesc un stres. Nu-i foarte simplu să gestionezi un proiect cu sute de mii, milioane și așa mai departe. Lei sau euro, nici nu contează. Sunt responsabilități mari. Ei trebuie plătiți. Ori și la mână degetele nu-s toate la fel. Am înțeles. Ce m-a frapat pe mine și am spus și în cadrul Comisiei Economice, de ce e discrepanța asta între auditor, care este mâna dreaptă a managerului, cu alte cuvinte, că e pe aceeași linie cu primarul, nu e subordonat nimănui, ci doar primarul este cel care spune, face audit, ați văzut, se știe, îl trimite peste tot și unde nu-i convine. Bine sau cum? Câștigă sau nu? Păi cum să că e la jumătate față de jumătate. Directorul economic, de exemplu. Am înțeles. Deci cineva să spună, domnule, dar nu face nimic. Așa, nu știu cum își verifică lucrul sau cum discută despre lucrul lor. Nu există că nu face nimic. Pur și simplu trebuie să-și gestioneze și în funcție de programul de audit, trebuie să verifice peste tot dacă lucrurile funcționează corect. Dacă se respectă hotărârile și așa mai departe, la finanțe, la stadion, la CLP Ecoserv, cu asta se ocupă. Și e foarte important, pentru că te scapă de greșeli și te scapă de alt control, supracontrol, care e la Curtea de Conturi, care nu îți dă amendă, dar te pune într-o anumită perioadă să repari ce ai făcut greșit. Tocmai de asta îi spun că e important, chiar foarte important să fie foarte bun. Și de obicei auditorul are o expertiză foarte laborioasă. Cum în ceea ce explicați faptul că la poliția locală, așa am văzut, majorări din 2020 până acum 60-70% pe salariu? La poliția locală, ultima dată, cel puțin când am fost în Consiliul Local, l-am aprobat ceva pentru ce ține loc de bon de masă, niște ore acolo, sporul de seară sau ceva de genul. Nu am mai fost. Nu am fost împotrivă. Eu nu sunt împotriva banilor sau să le dăm bani oamenilor, dar în schimb sunt împotriva oamenilor care nu dau rezultate. Eu aici cred că nu m-aș putea înțelege cu cei care nu au rezultate sub nicio formă. Am înțeles. Bun, vă rog, regulamentul. Regulamentul ăsta, dați voi să fac așa o comparație cu faptul că a fost făcut în scârbă, da, cu ghilimele de rigoare. Și vă spun și de ce. Pentru că era... A fost făcut la cererea celor de la Curtea de Conturi, pentru că domnul primar ar fi trebuit să aibă acest regulament, dar nu l-a interesat, că el se ocupă de macromanagement, nu se ocupă de micromanagement, ținând cont că la un moment dat a spus că se va ocupa și de micromanagement, dar probabil l-a uitat. Eu nu înțeleg asta cu macro și micro. În campania electorală politicienii vin și spun, domnule, eu mă ocup de macro, da, de micro. Dar nu le-au spus când stătea agățat pe porțile oamenilor și le spunea fel de fel de inexactități, ca să nu le spunem minciuni. Nu spunea că se ocupă de macro, numai de macromanagement. Spunea că o să facă tot, și șanțul, și tot. Știți cum e, că atunci spun politicienii mint de îngheață apele. Vara. Ideea în felul următor că... Mă scuzați, da? Dar trebuie să clarificați ce înseamnă macro, ce înseamnă micro în administrația locală. Despre ce vorbim? Ca primar poți delega munca. L-a luat pe Rățoi viceprimarul și l-a agățat în cui. Adică i-a dat nimic de făcut. Adică trebuia să se ocupe de micro viceprimarul, nu? Păi, tocmai ce spune cu OG57. Primarul conduce și tot prin OG57 este ajutat de aparatul de specialitate și de viceprimar, care este votat și propus de Consiliul Local. Au avut majoritatea, au majoritatea în Consiliul Local. Bun, deci nu e nicio scuză. Micro putea să-i dea oricui să se ocupe. Nu-mi dau seama, dar mai au și administrator public. Nu e, domnul Olariu, numai puțin, nu e micro 1, micro 2 cartierele de prin Pașca. Nu, e un mod de a spune... Eu personal nici nu înțeleg... Eu am și comparat-o în Consiliul Local, am și spus că asta e un fel de bălăcăreală electorală, ceva de genul. Pentru că nu l-am văzut pe domnul Rățoi Prahma indignat de unele proiecte de hotărâre care au trecut, care aveau încălcări grave. Și am dat și exemplu.
încălcări grave ale legii. De exemplu, cu raportul cu regulamentul parcărilor, unde erau încălcări a codului rutier. Domnul Olariu, dar a venit și... au votat, vă aduceți aminte cu câtă nonșalanță și cu toată aroganță au votat atunci? Nu i-am interesat, au spus să lăsați că mai modificăm după aia. Eu nu înțeleg acum a venit de timpul. Ce nu. Domnul Rățoi a vrut să arate acum că el este și el în opoziție, dar el e și la opoziție și în putere... Și la putere... Sunteți invidios. Nu sunt invidios. De ce să fiu invidios? Păi cum să nu? Dacă reușește să facă și opoziție, să fie și la putere, înseamnă că e 2-1. În ultima, cum spun eu, aproape de alegeri locale, nu l-am văzut acum 2 ani, acum 3 ani. Deci nu l-am văzut. S-ar putea să știe mai mult decât știți dumneavoastră, că alegerile bat la ușă. Vota, dar nu contează. Vota orice. Și vă dau un exemplu. Nu a votat... Deci, ca să vedeți cum se lucrează în primăria Pașcani. Când e vorba de proiectele primarului, indiferent că sunt legile abrogate, cum ar fi, se votează, a votat domnul viceprimar, am fost discuții, vă aduceți aminte, că tot am făcut referire la legi, a votat domnul viceprimar, nu a avut nicio problemă. N-a mai fost, știți, nu erau alegerile aproape, da? Când a fost proiectele, și când a fost și ăsta pe care, și mă refer la imagine pe care a spus-o mai devreme, el cu Acoparc, a fost și proiectul cu la Copeștișorul. A fost aprobat. Consilierul Stamatin a votat atunci și a trecut proiectul. Din greșeală, știți asta. Știu din greșeală, dar a votat. Nu, sincer vă spun că eu vorbesc înainte cu el și chiar el a vrut să le voteze pe toate, dar... El a făcut mâna. Exact, exact. Ideea în felul următor, că proiectul cu la Copeștișorul a fost trimis cu raport de ilegalitate la prefectură, deși pe ăla au vrut să-l termine. Vă dați seama? Și când e vorba de proiectele lor, nu contează, trec oricum. Și așa că i-am spus-o și în Consiliu. Domnul viceprimar să-și ia un proiect două pe fonduri europene, pe PNRR, că încasează bani din zona asta, să muncească, hai să demonstreze că poate și doi, dacă nu îi convine de actuala administrație din care face parte sau nu vrea să mai facă cu domnul primar să-și dea demisie. Deci eu nu înțeleg bălăcăreala asta. Deci rufele se spală în familie. Asta. Au acolo cu bune, cu rele, trebuie să meargă înainte. Deci bălăcăreala asta electorală e de râsul lumii din punctul meu de vedere. Dar a avut dreptate. Lui? Dar de ce n-au discutat în birou? Deci asta trebuia să o facă... Nu. Cu un etaj mai jos. Cine mai discută acum în birou cui vreți să fie? A primarului, a viceprimarului. Dar sunt o echipă. Deci sunt în echipă. Să plece acasă. Să îl lasă pe altcineva. Vreți să veniți viceprimar? Nu vreau să vin, că n-am cum să fac cu domnul primar, eu n-am cum să fac echipă, sub nicio formă. Bun. Cu o gândire atât de plată. Bun, trebuie să fac o precizare. Vă rog să observați că la Pașcani, Consiliul Local a devenit o anexă. Și principala și aproape singura obligație de servicii este să voteze proiectele de hotărâri. Când sunt dezbateri care par să fie interesante, serioase, atunci trebuie să intervină cineva și să spună gata, e politică, gata, m-am săturat, n-ai voie, uită-te la tine și așa mai departe. În alte localități, Consiliul Local chiar își îndeplinește funcția foarte bine descrisă în codul administrativ, adică să se ocupe de acea parte pe care domnul primar și-o asumă doar el, de partea macro, adică de politicile administrative. Dar, din acest motiv, domnul primar nu are, cred eu, suficient timp să se ocupe și de macro și de micro, pentru că de macro se ocupă singur și Consiliul Local a fost tras pe dreapta, rezervat doar pentru vot. Vă închipuiți, în Consiliul Local sunt câteva comisii, câte, 5 sau ceva, o comisie administrativă, de economie și așa mai departe, o comisie de educație, învățământ, etc. Acolo ar trebui discutate serios problemele orașului, găsite soluții, discuții ample cu specialiști și așa mai departe, iar în urma discuțiilor, ideile să fie adunate, iar rodul ideilor acestor dezbateri să fie proiecte care să fie
propuse spre aprobare și apoi să fie implementate. Ori lucrurile nu au acest parcurs, din păcate. Și rezultatele se văd. Da? Proiecte cu foarte multe semne de întrebare, cu foarte multe probleme, corecții și așa mai departe. Vă rog. Vă aduc aminte că am cerut în nenumărate rânduri domnului primar acest lucru, să discutăm înainte unele proiecte care sunt de interes public sau, să zicem așa, oarecum sunt controversate, ca să nu stăm atunci în plenul ședinții să discutăm și tot să vorbim și până la urmă să rămână tot pe al lor. Da? Și vreau să vă aduc aminte, domnul primar nu are exercițiul ăsta al comunicării și a discuțiilor referitoare la comisie. Aduceți-vă aminte când a fost cu REAGCL-ul. Când eu am convocat câteva adunări, da? Și au venit și cei de la REAGCL, și directorul, chiar și domnul Năcuț a fost atunci, au venit cei de la PSD și la PNL. Vă aduceți aminte, nici n-au participat și la un moment dat au și spus: a, Olariu, nu țipau, aduceți aminte cu ce țipau pe toate străzile, Olariu și Pantazi vrea să ia REAGCL-ul, vor să facă nu știu ce, hoți, nu știu ce mai, ce mai spuneau acolo. Noi eram aia care distrugeam și făceam. Poftim. Bun. Unde e REAGCL-ul? Și dacă văd unei speculații, se pare că centralele... Vă invit să discutăm într-o ediție... Nu, dacă să înțelegeți că el, primarul, nu are exercițiul ăsta. Vă invit să discutăm și pe dumneavoastră și pe domnul Ursu într-o ediție specială despre ce a fost REAGCL-ul și despre o serie de probleme care, iată, au fost moștenite și sunt cuprinse în raportul Curții de Conturi, pentru că această temă, simt eu că va fi o temă electorală. Butonul roșu a fost apăsat astăzi de mine în conferința de presă, pentru că am început să pun întrebări în legătură cu această chestiune și primarul a și anunțat că va face o plângere penală și așa mai departe. Subiectul este extrem de interesant și chiar trebuie să discutăm. Nu sunt la curent, am pătimit și eu foarte puțin din aceeași compensare care am făcut-o, tocmai de aceea ca pășcănenii să aibă gaz, lucru care cel mai probabil l-a făcut și domnul Pantazi atunci când a plătit direct gaz și nu a trecut prin contul lor, care era oprit de către ANAF și așa mai departe. Sigur, despre asta vreți să vorbim? Da. Sunt la curent. Bun. Pentru cei interesați, ce comisii sunt în Consiliul Local și ce ar fi putut să facă sau ce ar putea să facă dacă primarul ar fi interesat să lucreze alături de consilieri? Comisia de Prognoze Economico-Sociale, Buget, Finanțe, Industria, Agricultură, Silvicultură, Prestări Servicii, IMM-uri, Programe Europene, Strategii, Fonduri Structurale, Relații Externe. Ați văzut vreodată ședințe dedicate pentru astfel de strategii? Niciodată. Eu nu mi-aduc aminte. Și dacă vine cineva să discute despre o eventuală investiție sau un proiect, nici atunci nu sunt convocați consilieri din comisia respectivă. Doar unul trebuie să stea în față. Nici măcar la petreceri nu suntem convocați, da, corect. Comisia juridică... despre ce vorbim? Comisia juridică, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertățile cetățenilor. De asemenea, deși sunt foarte, foarte multe probleme de discutat aici în Pașcani. Comisia de Organizare și Dezvoltare Urbanistică, realizarea lucrărilor publice, iată, proiecte, mediu, ecologie, patrimoniu. Păi, comisia asta ar fi trebuit să fie convocată, cred eu, cel puțin o dată pe săptămână. La câte proiecte, la câte întrebări, la câte răspunsuri trebuie date, câte provocări sunt în Pașcani, păi, comisia asta ar trebui în fiecare săptămână să lucreze. Ați auzit vreodată cumva că... Nu. Comisia pentru Învățământ, Activități Științifice, Cultură, Conservarea Monumentelor Istorice, Palatul Candacuzino a intrat în conservare, așa văd. Deci nu mai lucrează nimeni acolo. N-am mai văzut poze TikTok-uri. Turism, cum? Poze TikTok-uri cu domnul primar la palat. Dacă e închis, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei. Așa. Comisia asta, ați auzit cumva că lucrează, a fost convocată, sunt analize? Nu. Pur și simplu, primarul face macro-management și vine cu rezultatul macro în Consiliul Local să fie votat. Votezi, ești băiat bun? Nu votezi?
ai o atitudine necorespunzătoare, politică. La gazeta adică de perete, da, exact. Deci am văzut primarul chiar și la soția mea în Consiliul Local. Prima dată m-a felicitat, sper să colaborăm. Nu-mi dau seama cum e colaborarea. Colaborarea nu e supunere, poate domnul primar confundă lucrurile. Astea mi-a spus să nu ia activitatea din management ca pe un SRL. Am experiența de la CLP EcoServe dinainte, Ecosalubritatea ESA, care poate și pe mine mă luase valul la început, dar imediat îți dai seama că faci altceva acolo. Se lucrează diferit decât în propriul tău business, când na, poți să-ți permiți anumite lucruri și nu ai răspunsuri. Câteva chestii importante privitoare la regulament. Există un compartiment pe relații cu publicul, comunicare, relații cu presa. Acolo funcționarii și-au pus ce-au considerat de cuvință, așa se înțelege. Am fost în comisia de specialitate, în comisia juridică și am făcut câteva propuneri de completare a regulamentului. Și cea mai vehementă intervenție a fost fix din partea funcționarului, a unei doamne, de la compartimentul respectiv. Nu, să nu se modifice, totul este bine, nu vrem nimic în plus. Foarte tare. Deși, repet, acolo discutam despre chestiuni cu un impact destul de important asupra cetățenilor. 1. Am solicitat să fie un telefon al cetățeanului. Pentru că și eu în calitate de jurnalist, dar am multe reclamații din partea cetățenilor care sună la noi dacă nu reușesc un răspuns la primărie sau trec strada. Cum a fost de foarte multe ori de la audiențe. Dacă nu se înțeleg cu primarul la audiențe sau nu sunt primiți acolo, vin la noi. Bun, astăzi a venit o doamnă, n-a fost primită la audiență. Da? Apropo de, am și spus asta în ședința Consiliului Local și primarul a spus că nu e adevărat. Bun, astăzi a fost o doamnă cu niște reclamații în legătură cu modul de funcționare a asociației de proprietari. Că i s-a pus să plătească niște facturi cu niște cheltuieli, spune dumneavoastră, dubioase, că a solicitat lămuriri și pentru că n-a fost lămurită, s-a dus la primărie. Dar de ce s-a dus la primărie? Pentru că primăria are un compartiment pentru relația cu asociația de proprietari și, conform regulamentului, acel compartiment trebuie să facă verificări și așa mai departe. Plus, societatea care se ocupă de administrarea asociației de proprietari este societatea primarului. Deci, femeia, oarecum încrezătoare, s-a dus la primărie să afle răspunsuri. Ori, primarul n-a vrut să discute, așa susține doamna respectivă. Revenim. Deci, telefonul cetățeanului. Sună lumea centrală. Unde vrei? Păi, la asistență socială. Dacă treci de centralistă, așa, adică dacă îți dă legătura, pentru că de multe ori răspunde, păi nu e nimeni, sunt plecat sau ceva de genul ăsta, ajungi la compartimentul sau serviciul respectiv și trebuie chiar să ai noroc să ridice cineva telefonul. Da? Și să spună, alo, sunt aici și să aibă disponibilitatea de a-ți răspunde cumva la telefon. De câte ori am sunat, de cele mai multe ori nu era nimeni. Oamenii fiind ocupați, într-o parte în alta, anchete sociale și așa mai departe. Doi, dacă totuși am ajuns și am discutat cu cineva, răspunsul a fost următorul. Păi știți, nu eu. Altcineva trebuie să răspundă, purtătorul de cuvânt, oricum altcineva. Rezultatul? Ai sunat degeaba. Adică n-ai obținut niciun răspuns. Ori prin telefonul cetățeanului să fie o legătură directă la acest compartiment, o persoană care să-ți preia întrebarea și acea persoană să se intereseze pentru tine și cumva să te sune și să-ți spună ăsta este răspunsul. Sau să ți-l trimită pe adresă de mail și așa mai departe. O variantă rapidă de comunicare, pentru că dacă lucrurile sunt complicate, să trimiți acte, documente, cereri, este cu totul altceva. A fost acea întrerupere cu gazul. Lumea a întrebat, dom'le, avea nevoie de amănunte. Lumea a întrebat, dom'le, ce se întâmplă? Când se întâmplă? Cum e cu școala? Cum e cu spitalul? Nimeni n-a răspuns. Nimeni n-a avut niciun amănunt. Oamenii sunau la noi, noi am încercat să aflăm de la primărie. Primăria n-a spus nimic, primăria a aflat de la noi. După aia s-a dus și a făcut un TikTok primarul. Dacă am primit o hârtie și atât.
Ori lucrurile astea trebuie să aibă o altă perspectivă. Nu sunt în regulă. Doi, am cerut ca să fie angajat un purtător de cuvânt, așa cum prevede legea 544. În momentul de față, purtătorul de cuvânt doar ocupă spațiul respectiv, adică cu denumire, atâta tot. Nu răspunde la telefonul jurnaliștilor, nu răspunde la întrebări, la mail și așa mai departe. Este o, să spunem așa, o simulare, o aparență, da? O aparență că există comunicare în primăria Pașcani. Și lucrul ăsta e cam de la începutul mandatului. Că noi ne-a rugat foarte mult de primar la început să pună un purtător de cuvânt și când l-a pus, subiectul a fost încheiat. Singurul personaj care comunică este primarul în conferințele de presă. Vorba lui, lumea trebuie să afle de la mine prima dată. Pare să fie în concurență cu presa și asta nu e în regulă. Și ultima chestiune, doamne, să în cadrul compartimentului să fie cineva care să asigure relația cu presa, așa cum se întâmplă peste tot. Cererile au fost exprimate nu doar o dată, de mai multe ori, rămâne de văzut dacă vor fi puse în corpul regulamentului. Părerea mea că nu. Părerea mea că vor fi aceste probleme păstrate, pentru că sunt convenabile pentru actuala administrație. Bun. Pot fi rezolvate aceste chestiuni. Noi am mai pus în discuție și altele. Să fie clarificată chestiunea cu audiențele. Dacă pleacă primarul, se mai țin audiențe sau nu? Doi, sunt primiți oameni care nu se înscriu la audiențe în prealabil? Pentru că, iată, vin oameni și spun că nu sunt primiți la audiențe. Viceprimarul ține audiențe sau nu? Legea l-obligă. Secretarul ține audiențe sau nu? Și când? Legea l-obligă. Până acum n-am văzut aceste audiențe. Astea au fost solicitările noastre pentru a fi clarificate, pentru a fi puse în regulament și pentru a fi respectate. Vă rog. Înlocuitorul primarului la audiențe este viceprimarul, conform UG57. Nu-i greu. Deci, dacă atunci când primarul pleacă, toate atribuțiunile sunt preluate de viceprimar, cu alte cuvinte, de drept, viceprimarul va merge și va ține audiențe în locul primarului. Dar nu singur. Compartimentele de specialitate, de obicei sunt chestiuni sociale, cele mai multe dintre ele, compartimentul de asistență socială trebuie să aibă persoană desemnată, dar bineînțeles că ăsta e primarul, el desemnează cu cine intră în audiențe, o persoană cu calificare superioară, practic cu vechime mai mare în funcție, care cunoaște foarte bine cadrul legislativ pentru a da, de obicei răspunsul se dă în mod direct și nu se așteaptă 30 de zile, doar dacă situațiile sunt mai grele, problema e mai complicată. La fel și restul compartimentelor. Sunt chestiuni care țin de urbanism, de construcții, sunt oameni nemulțumiți, anumite autorizații de construcție expirate și așa mai departe. Vor să știe, nu cunosc reglementarea și atunci vin pentru asta. Deși simt că sunt reglementate cât de cât bine, m-am uitat și eu astăzi pe site-ul primăriei. Unele lucruri apar acolo, dar atunci când nu găsești informații, cu siguranță ești nevoit. Așa cum a spus dumneavoastră, primarul nu comunică sau comunică cum vrea. De fapt, a și spus că eu comunic cum vreau eu. Acum, dacă dumneavoastră nu vă place și s-a adresat către dumneavoastră, e drept că nu a pus problema așa față din consilier local. Dar eu am mai spus-o în cadrul consiliului local. Noi nu facem, noi consilierii locali, suntem în funcție de demnitate, da? Pe cei 4 ani e o demnitate publică, ești ales local și atunci beneficiezi de suportul lui OG57 la articolul 129, alineatul 10, cred. Da, un cetățean de rând, pentru că el nu este ales local, dar îi alege pe aleșii locali, el face conform lui 544, dumneavoastră ca presă, la fel aveți reglementat articolul special pentru dumneavoastră și trebuie să primiți răspuns. Este adevărat, nu răspuns pe jumătate sau răspuns îmbrăcat din care nu se înțelege nimic. Cum a spus dumneavoastră că primiți? Adică ați întrebat, punctual trebuie să primiți răspuns clar, corect. Nu faptul că v-a răspuns, v-a trimis o hârtie, ăla e și răspunsul. E drept că atunci când pui o întrebare, nu știi niciodată ce să răspunde.
Nu? E clar, când ai un dialog cu cineva, îmi spun o întrebare, dar nu știu ce răspuns. Nu? Poate e bine, poate e undeva la mijloc. Nu știu cum încearcă primarul să o îmbrace. El tot timpul vrea să fie controlul la el, să poată controla tot, adică tot ce mișcă în primărie și practic și curentul din primărie ar trebui dirijat de domnia sa. Am văzut că are micromanagement asta. Am văzut, nu știu, de ce e grandomanie, omul e greșit tare. Am văzut că are locul lui în primărie unde vă parchează. Vă rog. Deci, cum adică, nu trebuie să mă rugați, dar n-am greșit cu nimic. Cum adică? Păi... Am înțeles că e foarte supărat pe angajații primăriei dacă cineva îi parchează pe locul lui. Eu am mers într-una din zile la primărie și am parcat în spatele locului unde parchează primarul. În momentul în care a venit, n-a fost așa harnic sau a venit mai târziu la serviciu, l-am găsit în față. Nu știu ce vrea să arate. Deci asta chiar e extraordinară. Deci omul are, eu dacă, sincer, mâine aș fi primar, deși nu vreau, parchezul unde găsești un loc de parcare, de ce trebuie să-ți cocoțezi tu mașina? Dar scrie parcare, primarul m-a respins. Dom'le, nu scrie, dar acolo numai el parchează. Deci a certat câțiva angajați ai primăriei că au parcat sau nu au supravegheat corect acolo. Păi sunt parcările pentru oameni cu dizabilități, două locuri, și a lui a treia persoană primarul care parchează. Putem parca mașina redacției acolo? Mâine? Dacă am treabă la primărie, am să o parchez în locul lui, să văd ce face. Bun. Să văd reacția. A fost o întâmplare. Nu a fost nicio întâmplare, nu e prima dată. Nu. Bun. Un exemplu. Am solicitat de la finanțe locale ce datorii sunt dacă plătește agentul economic cu chioșcul din fața gării. Răspunsul a fost, este secret fiscal. Zilele trecute, și n-am primit răspuns, zilele trecute, primăria, prin serviciul de finanțe locale, același serviciu, a publicat o listă cu 32 de societăți comerciale cu datoriile la bugetul local. Adică numele societății, datoria de bază, accesoriile și așa mai departe. Asta n-a mai fost secret fiscal. Deci, dacă noi am întrebat, răspunsul este secret fiscal. Am întrebat fix același lucru, doar că era vorba de ruda primarului. Dacă este vorba de interesul public, adică haide să-i publicăm, să-i facem de rușine pe aia care au datorii mai mari la buget local, nu mai este secret fiscal. Ei, chestiunea asta trebuie să dispară, iar trebuie puse reguli, trebuie clarificate aceste chestiuni prin regulament, așa încât să nu se mai întâmple. Să nu se mai întâmple. Ori secțiunea din 544 dedicată, specială pentru presă, nici nu a fost luată în considerație. Adică și-au făcut regulamentul funcționarii de acolo, decupând pur și simplu secțiunea specială pentru presă. A fost dată deoparte. Da, e o practică în ceea ce îl privește pe domnul primar, pentru că el are nevoie de chestiunea asta ca hotărârea de Consiliul Local să fie neclară, poate și ilegală, pentru că, vedeți, toate chestiunile astea care trebuiesc ascunse, ați dat exemplu și agentul economic care e secretizat, da, pentru că e rudă cu primarul, și mai sunt. Eu cel puțin am nenumărate răspunsuri, cum spun, te întreb cât e un kilogram de pere și el îmi spune cât e un kilogram, cât costă un kilogram de struguri, ceva de genul. Și are talentul ăsta de a nu spune nimic. Și a făcut-o și în ultima ședință, când l-am întrebat despre faptul că nu răspunde, de exemplu, un agent economic, persoană juridică și persoană fizică. Da? E aceeași persoană. Da? Persoană juridică nu are datorii, persoană fizică are ceva datorii. A făcut o cerere în numele societății, da, pentru o închiriere de spațiu și a spus că nu-i dă, dar verbal. Pentru că are aproape 3 luni de zile și nu a primit niciun răspuns, deși trebuia să primească în 30 de zile. Nu a primit să răspund. Și la întrebarea mea vis-a-vis de speța respectivă, domnul primar a spus cu totul și cu totul altceva. Deci are tipul ăsta de a răspunde nimic. Adică în momentul în care domnule, dar eu te-am întrebat aia. Dar nu ți-am răspuns? Da. Deci e același tip de aroganță cum a fost și al lui domnul Ardon. Haideți fără... Bine, dar nu, asta e un sondaj de opinie. Deci domnul președintele Consiliului Județean a spus că
într-un sondaj de opinie, domnul primar este considerat de către cetățenii municipiului Pașcan ca fiind arogant. Dar nu avem, deci noi avem sondaj, nu avem. Dar nu, avem vorbe președintele, avem declarația președintelui Consiliului Județean. Dar acum să spunem că minte domnul președinte al Consiliului Județean. Am înțeles. Deci n-am cum să spun treaba asta. Vă rog, vă rog. Mergând mai departe, v-am zis, sunt foarte, foarte, foarte multe chestiuni care trebuie să lămurite și voiam să fac referire la ceea ce spunea domnul Crăciunescu. Vă aduceți aminte? În același stil, spunea, dumneavoastră puneți întrebarea care vreți, eu vă răspund ce vreau. Bun, asta deranjează. Faptul că insiști cu întrebările deranjează foarte mult. Și aici, deci din toate chestiunile de genul ăsta, vreau să spun adevărul. Pentru că în adevărul respectiv se arată incompetența, neștiința și neputința administrației locale. Deci asta e vorba. Bun, noi nu trebuie să știm. Haideți să urmărim un material în legătură cu modul cum domnul primar se comportă cu presa din Pașcan, cu presa care îl critică. Noi am insistat cu întrebările în legătură cu această situație, cu dublu standard. Am și dat știrea, cunoaște subiectul, privind modul de gestionare a domeniului public. Deci, cu alte cuvinte, ca să înțelegeți foarte bine. Unii dețin, folosesc domeniul public, fără să plătească nimic. N-au contracte, nu plătesc, nu-i deranjează nimeni. Alții dețin domeniul public și plătesc puțin, alții plătesc mai mult, alții plătesc și mai mult. Evident că îți pui întrebarea, doamne, care e regula? Cum este posibil așa ceva? Și se întâmplă, în ceea ce privește efectele, se întâmplă cam așa. Unii sunt fugăriți, evacuați cu executorii judecătorești. Dați în judecată, vă rog să verificați site-urile instanțelor. Foarte multe procese, din ce în ce mai multe procese, pentru evacuare. Și demolări. Astăzi mi s-a atras atenția, cojocarule, din cauza ta, din cauza articolelor tale, verifică primăria fiecare suprafață, fiecare construcție din Pașcan. Asta mi se pare foarte tare. Probabil ar fi trebuit să o facă chiar mai de mult. Dar de ce nu începi cu problemele principale, adică ale tale? Adică nu e un dublu standard să te duci să iată la oameni, să-i scoți, să-i dai în judecată. Dar când vine vorba de ruda ta, dule, știți, acolo am alte priorități. Da, în caz. Când e vorba de societatea ta, nu trebuie să vorbești pentru că e atac la persoană. Haideți să urmărim materialul, să vedeți și dumneavoastră în legătură cu chioșcul din fața gării, câtă supărare pentru că am insistat și ce reacție vehementă a domnului primar a făcut un TikTok după aia, fix la adresa mea. Deci, atenție, declarațiile sunt făcute de primar, plătit din bani publici. Din biroul primarului. Nu e o declarație făcută acasă la dumnealui sau la sediul partidului. Din biroul primarului, da? Deci atacă presa, adică mă atacă pe mine. Că nu sunt om bun și că n-am bune intenții la adresa dumnealui. Asta mi se pare foarte tare. De ce? Pentru că am îndrăznit să insist cu o întrebare pentru a afla un răspuns. Da, eu nu știu la ce colaborare se referă domnul primar. Pentru că relația dintre primar și presă ar trebui să fie numai oficială. Dacă se referă la alte relații, eu nu le cunosc, nu știu la ce anume se referă. Apoi, eu sunt jurnalist din 1996. Nu cred că am nevoie de confirmarea profesională a domnului primar și dumnealui n-are nicio competență să-și dea cu părerea cine din Pașcani merită sau poate să exercite o anumită profesie sau nu. Adică cine este mare spintilie să spună că ăla e inginer sau ăla e jurnalist sau nu este jurnalist sau ăla este bun sau ăla nu este bun. Nu? Evident, toți jurnaliștii care critică politicieni nu sunt buni. Sunt convins că toți nu sunt buni și toți sunt de rea credință, așa o spun politicienii. Și am scris-o de altfel, dați dispoziție să fie închiși jurnaliștii, nu-i așa? Aia care nu sunt buni. Nu să fie împușcați. De ce nu? O dispoziție de primar. Bun, cam asta e privitor la modul de
colaborare, de comunicare. Din acest motiv sunt necesare reguli. Reguli care să fie respectate. Reguli care, odată discutate bine și aprobate, să rămână în timp până când să fie completate, corectate și așa mai departe. Ori fără reguli, ne aflăm în situația asta. Îndrăznești să critici, da, vine primarul și te articulează cu un TikTok. Critici și mai mult, ești rău. Critici și mai mult, nu mai ești jurnalist. Dacă mai critici în continuare, păi cine știe unde se poate ajunge. Vă rog. Așa cum vă aduceți aminte în ședința de Consiliul Local, după ce ați luat cuvântul, am achesat la ceea ce a spus dumneavoastră ca subiect pe care îl consider foarte important și bineînțeles am adăugat și eu prevederea din OG57 și am spus în cadrul ședinței că primarul nu răspunde nici la interpelări, mai mult decât atât, interpelările făcute în Consiliul Local nu le notează nimeni, nu încearcă să le găsească o rezolvare. Deci, cu alte cuvinte, Consiliul Local și mai ales opoziția e o entitate neglijabilă. Nu am neapărat experiența trecutului să știu cum e, dar niciodată nu s-a pus accentul ca acum pe informații. Până la urmă suntem în 2024, avem nevoie, toată lumea are nevoie de informații, lucrurile se schimbă cu repeziciune, investiții, vedeți, se fac peste tot. Datorită acestor investiții se oprește gazul, se oprește apa, lucrurile astea o să se mai repete. Vor fi traversări, subtraversări și e bine ca cetățenii să fie pregătiți. Suntem în prag de iarnă, nu-i normal să audă primarul de la dumneavoastră, nu știu, poate e o scăpare și din partea domniei sale, dar cert este, cu jumătatea presiei, adică cu dumneavoastră, are o relație proastă, cu cealaltă jumătate mă gândesc că se apleacă. Dacă nu se apleacă în fața unui jurnalist ca dumneavoastră, mă gândesc că dincolo se apleacă. Dar nu e nevoie de așa ceva. Cu siguranță nu este necesar. Domnul Ursu. Ci doar să respecte. Dumneavoastră nu cred că i-ați cerut lucruri care nu sunt de pe planeta asta. Deci mi-ați spus că ați cerut informații de la finanțe și de acolo, atâta timp cât toate informațiile în ceea ce m-au privit și firmele pe care eu le conduc au plecat peste tot, starea, că eram în faliment, că eram în insolvență, că mi-am cumpărat mașină. Dacă informațiile astea au trecut, da, în eter și n-a fost nicio problemă când a fost vorba de Ursul Leonard, nu văd care e șmecheria și de ce să nu apară despre orice cetățean sau datornic. Mai mult decât atâta, la un moment dat se făceau publice datoriile către Serviciul Finanțe Publice Locale. Într-o ordine extraordinară, sumele și așa mai departe. Era eu propriu public. Acum nu știu ce vrea să demonstreze domnul primar cu asta. M-a pus la secret ce? Nu e nimeni la secret. Mai mult decât atâta, dacă ți-ai asumat să faci politică, ești cumva în față. Adică tu trebuie să te vezi tot timpul. Dar societatea respectivă, să nu se înțeleagă, societatea respectivă nu are datorii. Problema e de altă natură acolo. Că își păstrează banii. Nu, problema este de altă natură. Că cineva ocupă domeniul public fără să aibă contract. Și întrebarea a fost, dom'le, dacă nu ai contract, cum plătești? Ori aici primarul a evitat răspunsul. Pentru că din punct de vedere legal nu ar trebui să existe o astfel de posibilitate. Mai apoi, ceea ce știam și noi, banii aia sunt plătiți prin mandat poștal, ajung într-un cont al primăriei de rezervă. Asta înseamnă că nu sunt contabilizați. Ori dacă nu sunt contabilizați, înseamnă că nu există niciun raport comercial între primărie și administrativ și cel care ocupă terenul acolo. Deci nu există niciun raport, nu există nicio dovadă contabilă că el plătește, nici că ar fi cu datorii. Pentru că dacă nu are contract, nu are datorii, nu are datorii, nu are accesorii și așa mai departe. E o situație extrem de specială, iar răspunsul trebuie dat, pentru că sunt multe persoane, multe societăți care au rămas fără contract pentru că primăria nu le-a mai prelungit din diverse motive, la garaje, în piață și așa mai departe. Și au fost evacuați sau urmează să fie evacuați. Sau sunt multe persoane care au cumpărat garaje fără să aibă contracte pe terenul respectiv. Și la fel sunt trimiși să dărâme și așa mai departe.
Iar ei își pun întrebarea, doamne, noi nu putem face la fel cum a făcut ăla din fața gării? Adică să trimite și noi bani în plic. Prin poștă, în contul primăriei. Și atunci, ți-am trimis banii, la revedere. Ori primarul spune, nu, ăla are autorizație de construcție. Păi și aia cu garajii au autorizație de construcție. Și alții au autorizație de construcție. Ori aici lucrurile trebuie clarificate. Este și motivul pentru care noi am insistat vehement pentru clarificări, pentru răspunsuri. Iar asta deranjează. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Ai venit. După ce urci treptele spre Glaris Events, pășești în lumea dorințelor tale împlinite. Noi suntem arhitecții fericirii tale. Împreună creăm câte o poveste a fiecărui moment important din viața ta. Nunta mult visată, botezul copilului tău, un eveniment de afaceri. Poți sărbători aceste momente alături de 600 de invitați. Toate ideile noastre se materializează sub forma unor momente remarcabile pentru tine și invitații tăi. De la primul pahar de șampanie servit, te purtăm pe valul unor acorduri muzicale perfecte, printr-o atmosferă plină de energie și de zâmbete, la mâncărurile create de artiștii noștri bucătari și acompaniate de băuturi fine. Toate în locația Glaris Events, de pe strada Brăiești, din orașul Târgu Frumos. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Trebuie să
Da, am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitații mei de astăzi, Leonard Ursu, consilier local PSD, Sorin Olariu, consilier local PMP. Au fost invitați să participe și reprezentați din partea primăriei, din partea PNL, dar nu au răspuns invitației mele. Discutăm pe scurt, subiectul îl vom dezvolta pe larg și în alte emisiuni, pentru că merită și trebuie să înțelegem bine toate aspectele prezentate de specialiștii în raportul Curții de Conturi despre neregulile găsite anul trecut cu privire la activitatea din 2022, nu? Despre asta este vorba. Neregulile găsite de inspectorii Curții de Conturi. O parte din ele au fost rezolvate pe parcursul controlului, altele au fost date ca sarcină cu termen pentru a fi rezolvate în cursul acestui an. Și, pe scurt, vă invit să discutăm despre câteva dintre ele. De-a lungul timpului au fost date, de-a lungul timpului, în ultimii ani de zile, mă refer la actuala administrație, mai multe amenzi pentru tăierea copacilor, tăierea ilegală sau depozitarea ilegală a gunoaielor și așa mai departe. Noi tot am discutat despre aceste aspecte. Multe reclamații au fost făcute de către invitatul meu, Sorin Olariu, și inspectorii au constatat la fața loc și au dat amenzi. Bun. Acele amenzi au fost plătite de către administrația locală. Întrebarea este următoarea. Cine este vinovat și de ce din banul public? Curtea de conturi a constatat aceste aspecte și a impus ca aceste amenzi să fie recuperate. De la cine? De la cei vinovați sau cel vinovat. S-a rezolvat problema? Nu. Primarul a făcut o comisie. Comisie care să analizeze. Ce să analizeze? Păi, cine ar trebui să fie vinovat și cine ar trebui să plătească? Astăzi, în conferința de presă, l-am întrebat pe primar. Comisia respectivă a prezentat raport? Nu. Dar de ce? Nu știu. Și când prezint? Nu știu, mă interesez. Sau, cu aproximație, asta a fost răspunsul. Că acea comisie acționează sau își face treaba independent și... Deci, deși a ieșit din termen comisia, n-a fost prezentat un raport și nici o variantă de recuperare a acestor... Este și greu, adică, pe bune, chiar e foarte greu de identifica persoana și mai ales cum să fie recuperată suma. Bun. Doi. Comisia a întrebat, doamne, aveți un contract pentru Piața Valea. Și au trecut ani de zile. Acolo erau niște termene. Noi tot am discutat despre aceste aspecte. Ați calculat penalități? Nu. Dar de ce n-ați calculat penalități? Nu știu. Deci, inspectorii au pus în vedere să fie calculate aceste penalități. Au fost calculate până acum? Nu. Când vor fi calculate? Vom vedea. Deci, cam așa se discută. O altă comisie. O altă problemă. Poliția locală constată la fața locului. La fața locului. Mai multe societăți care au ocupat suprafețe de teren din domeniul public. Unele fără contract. Construcții ilegale și așa mai departe. Dite-a mai raportul. La bază fiind un raport făcut dinainte de niște funcționari publici. Raportul este înaintat secretariatului primăriei. Primăria îl înaintează serviciilor. Presa, adică eu, omul rău, știți, spune primarul că de ani de zile îl critic. Păi ăsta e subiectul principal. Ăsta. Deci, primarul, că vin inspectorii și verifică. Și îl întreabă pe primar, știați de raportul ăsta? Primarul zice, nu. Deci primarul nu știa de raportul în care erau prezentate problemele despre care noi am scris și l-am întrebat în conferințele de presă de 1000 de ori. Și vă aduceți aminte când era în opoziție, el spunea, da, e adevărat, dar nu e treaba mea. E treaba fostului primar. Că el nu știe să vină să încaseze taxe și impozite și să facă contracte și așa mai departe. Acum dumnealui a ajuns primar. A venit Curtea de Conturi și l-a întrebat. Știi despre asta? Nu. Și cum rezolvăm? Facem o comisie.
Și a făcut o comisie. Adică a dat o dispoziție de primar să fie făcut o comisie. Să facă ce comisia? Păi să afle, să vadă ce e cu raportul ăla. Se pare foarte tare. Deci să vadă ce e cu raportul ăla, să verifice și să vină cu un răspuns, cu o soluție. A fost un termen de 6 luni de zile. Termenul a trecut. A fost prezentat raportul? Nu. De ce? Păi nu știm ce au făcut. Deci am pus întrebare astăzi în conferința de presă. A fost prelungit termenul pentru comisie? Nu. Și cum rămâne cu problema asta? Suspendată. Deși, repet, inspectorii Curții de Conturi au dat cu subiect și predicat termen pentru a fi rezolvat această chestiune. Mai vreți? Mai sunt. Foarte multe, foarte multe, dar vom discuta pe larg despre ele. Repet, Curea GCL-ul, o sumă. Haideți că e important, probabil așa a apărut știrea în presă, dar vom discuta într-o emisiune separată. Acum câțiva ani de zile, Rea GCL-ul abia mai respira în ghilimele, da? Și erau subvenții date foarte multe pentru populație. Populația nu prea a simțit lucrul ăsta, dar pentru societățile comerciale greutatea era evident pe bugetul local. A venit finanțele, a pus oprire pe conturi pentru datorii și așa mai departe și a pus în vederea primăriei, doamne, banii care trebuie să-i dați la RGCL, păi trimiteți-i în contul nostru ca să recuperăm datoriile. Ce bani dădea primăria către RGCL? Păi banii de căldură pentru unitățile școlare, pentru a încălzi. Da? În special grădinițele și școlile. Ce a făcut primăria? Că dacă ar fi dat banii cum au solicitat aia la finanțe, păi școlile urmau să fie închise și grădinițele nu mai putea să furnizeze regia căldură. Și au trimis banii într-un cont din trezorerie. Trezorerie n-a acționat, n-a luat banii, n-a confiscat banii respectivi. Iar RGCL-ul și-a luat banii de acolo, a plătit în continuare furnizorul de gaz. Și lucrul ăsta a mers câțiva ani de zile până când regia a fost închisă. Bun, știți aia la finanțe. De datorii de la finanțe și de moarte nu scap. Au mers în continuare an de an, an de an și iată că a fost înregistrată în contul datoriei, în contul primăriei o datorie destul de mare, nu știu, 700-800 de mii de lei sau ceva de genul ăsta. Și primăria Pașcani a văzut această datorie, noua administrație locală. A recunoscut-o, a cerut eșalonarea datoriei, a venit în fața Consiliului Local, consilierii au aprobat eșalonarea, iar primăria a plătit în tranșe această datorie. Vine Curtea de Conturi și spune așa, păi, banii trebuie recuperați. Deci banii plătiți trebuie recuperați. Iar primarul, l-am întrebat acum în conferința de presă, spune, bune, am să fac o plângere penală împotriva celor care, în loc să dea banii regiei să încălzească școlile, trebuia să-i dea finanțelor. L-am întrebat pe primar, dom'le, dar ce trebuia făcut în situația respectivă? Ce ați fi făcut? Păi trebuia închisă regia. Și trebuiau găsite soluții înainte. Vă aduceți aminte când a fost închisă regia și PNL-ul a fost împotrivă? Nu știu dacă vă aduceți aminte. Când insistau ca regia să mai funcționeze măcar un an de zile? În mandatul 2016-2017 eram consilier local. Cel mai probabil în 2017, de la începutul anului până în luna august, cred, au tot fost ședințe și au fost în discuții și dezbateri Preservapa și RGCL. La fiecare ședință le ceream insolvența. Deci atenție, nu falimentul. Pe atunci era un moment prielnic să intre în insolvență și reorganizare. Ei au intrat mult mai târziu, la 2 ani, cred că, diferență, iar datoriile nu puteai să le mai cuantifici cu ce ai învățat la școală. Adică trebuia să te întrebuințezi greu. Suma e greu cu zerouri, cu astea e greu. Eu zic așa,
Într-adevăr, CLP-ul Ecosev, la momentul când am preluat eu în 2017, în luna octombrie, era terț poprit, dar eu nu știam. Doar nu se face predarea, primirea și îmi spune, știu eu, directorul economic sau fostul director, deși domnul Dumnezeu a mai lucrat cu el o perioadă. Deci nu mi-a dus la cunoștință, cel mai probabil nici el nu mai știa că la juridic există terț poprit CLP Ecosev. Cu alte cuvinte, toți banii care ar fi trebuit să-i dăm RAGCL-ului trebuia să se ducă direct în contul ăla, deci nici măcar în trezorerie. Ce e frapant e că banii ajungeau în trezorerie, deci am făcut câteva plăți până am sesizat acest lucru. Și în urma controlului Curții de Conturi, într-adevăr, a fost o chestiune și cred că eu și directorul economic am plătit la lichidare. Când am plecat de acolo, mă gândesc undeva în jur de 2100 de lei. Dacă asta e și nu fi fost vreo amendă. Cert este că ne-am sesizat la timp, am discutat, s-a făcut compensarea cu RAGCL-ul, pentru că și RAGCL-ul, fiind într-o pasă proastă și în lipsă de bani, deci trebuia să furnizeze. Avea probleme în ceea ce privește și nu mai puteau să aibă furnizori de gaz. Cred că ultimul contract era cu Tin Maro, dacă nu mă înșel. Îl vedeți? Abia așteaptă să vorbească. Și primarul, la momentul respectiv, cred că domnul Pantazi a fost, știu eu, la București, a discutat cu unul din manageri sau probabil patronul acestei firme și s-a pus chezășie cumva, domnule, eu am să plătesc eu dacă nu reușește RAGCL să vă plătească și cred că la momentul respectiv omul a... Din respect pentru el, pentru felul în care a pus problema, că domnule, am să plătesc eu dacă n-are pașcani bani și atunci RAGCL-ul a putut să facă în așa fel încât să treacă iarna. Deci eu discuția nu zic că e cu lacrimi, dar eu zic că era destul de greu de pășcăne, nu neapărat cu ce se întâmplă cu societatea. Nici n-avea cine să o preia. Nu e ca atunci când discuția redeleagă transport. Discuția este extrem de interesantă și ea trebuie analizată. Și liceul Sadoveanu. Prin declarațiile politice făcute de către consilieri, că au fost multe, multe ședințe de-a lungul timpului. Și încă ceva. Trebuie văzut și, doamne, cum s-a ajuns ca RAGCL-ul să aibă datorii atât de mari. Vă aduceți aminte când fostul primar PNL a refuzat să achite subvențiile. Era Geta Sandu, dacă nu greșesc, director. Și de atunci au început să apară aceste probleme uriașe, pentru că fostul primar a zis, nu, doamne, eu nu plătesc. Și s-au acumulat și s-au acumulat și s-au acumulat și așa mai departe. E o discuție extrem de interesantă. Și dacă cineva vrea să caute răspunsuri, ar trebui să o ia, această problemă, să fie luată această problemă de la origini. De ce spun acest lucru? Pentru că va fi o bătălie a dosarelor. Deci plângere penală, ca să ne înțelegem. Primarul a anunțat că va face plângere penală împotriva cui? Împotriva fostului primar și administratorului, probabil, a fostului administrator public. Când? Fix înainte de campanie electorală. Va fi un fel de bătălie a dosarelor, pentru că și actualul primar am înțeles că are plângeri, dosare, în urma reclamației făcute de dumneavoastră, nu? Deci, despre asta este vorba în campania electorală? Problema e în felul următor, în ceea ce privește RAGCL-ul. Mi-aduc aminte cât de greu a fost în iarna aia înainte de... că era an electoral. Și cei de la PNL, domnul Bodoașcă, domnul Pintilie, forțau o închidere a RAGCL-ului pentru a ieși acel scandal monstru electoral care ar fi venit mănușă PNL-ului la momentul respectiv. Și le aduc aminte că au fost invitați pentru a găsi soluții. Am spus-o de la un moment dat, când s-a ajuns în situația zgată, singura soluție era doar insolvență, dacă această societate. Și aduceți aminte, domnul Bodoașcă, cu domnul Pintilie și așa mai departe, Olariu vrea să fure RAGCL-ul, are o combinație cu Pantaje, să ia RAGCL-ul, casă. Uite că RAGCL-ul a rămas unde a rămas. Important a fost la momentul respectiv când a reușit să a trecut iarna, pentru că nu spunea problema doar de școlile din oraș, dar problema și de cetățenii din municipiul Pașcani,
Pentru că nu înghețau doar copii, înghețau și cetățenii, că erau, încă mai erau destui abonați. Le mai aduc aminte domnilor din PNL că au avut un director pe domnul deputat, astăzi deputat, și a fost director acolo și în Sibiu domnii sale... Dar și cerele au fost făcute de realicele? În Sibiu domnii sale, a domnului deputat, și era prezentat ca fost director a unei regii autonome, era... Oarecum, cum? Deci era o regie autonomă, deci era cumva un nonsens. Deci era prezentat ca mare manager și cum acolo era mare manager a unei societăți falimentare. Da. Aici era, știți, controversa. Da, bine, se uită, domnul primar Pintele uită foarte ușor, pentru că nu are interes în zona asta. Și nici n-a vrut niciodată să știe adevărul, a fost doar campanie electorală pură. Nu a vrut niciodată să rezolvă problema regia CLE-ului. Bun, subiectul este extrem de interesant și colegiul Sadoveanu se află în aceeași situație. Acolo, la colegiul Sadoveanu, tot în raportul Curții de Conturi, mai apare încă un aspect ciudat, cred eu. Directorul este pus să returneze o sumă de bani care ar fi fost plătită din contul unității de învățământ în contul personal. 12.000 de lei sau ceva de genul ăsta. Și mai sunt și alte aspecte interesante în acest raport, dar el ar trebui discutat filă cu filă. Atenție! Ați primit? A fost trimis raportul Curții de Conturi Consiliului Local? Nu știu dacă a fost trimis, dar a fost publicat de către primărie. Ce voiam să spun în completare? Cu ocupările ilegale, Poliția Locală în continuare selectează. Deci comandantul Poliției Locale, i-am cerut de nenumărate ori, pentru că aici avem ocupări ilegale și selectează, pentru că dumneavoastră, pentru cei care nu știu, este în subordinea primarului și selectează pe anumiți domni care nu ascultă sau nu sunt de interes politic și acei care nu sunt de interes politic vor merge în instanță cu ceilalți care sunt ai partidului și a poporului, rămân în continuare fără nicio problemă. Deci același domn comandant al Poliției Locale care este în subordinea primarului. E o presupunere că selectează. Sau așa se vede din exterior. Așa se vede din exterior, pentru că uitați-vă la magazinul primarului și așa mai departe, mai sunt exemple. Și magazinul, pentru că ăsta, unchiul primarului, are și lângă lorimerul de pe Mihai Eminescu încă o bucată ocupată ilegală și pe învatră și spre bine. Dar nu se văd. Domnul primar, cei de la Poliția Locală sau comandantul Poliției Locale, probabil îi trimite. Duceți-vă la terasa aia, duceți-vă la ăla. Sunt oameni care au montat o terasă cu o zi înainte de a primi contractul și au fost amendați. Și sunt terase care stau de zile, ilegal și n-au nicio problemă. Da? Adică, ca să înțelegeți unde este acea selecție. Da? Mergând mai departe, avem amenzile pe gunoi, pe defrișările din oraș, care n-au fost tăietele. Le aduceam. Domnul, știți ceva unde a fost comandantul Poliției Locale? Era la nu știu câți metri, spune că merge numai cu metrou prin oraș. Deci domnul comandant al Poliției Locale se deplasa cu metrou prin oraș. Deci nu era inexistent. Vorbeam, erau atâtea discuții. Viceprimarul nu cunoștea legea la momentul ăla, spune domnule, legea cu tare, încălcați legea cu gunoaie, legea cu tare, aliniatul, tot, spuneam tot. Nu e adevărat, olariul vine bun. Primarul la fel. Comandantul Poliției Locale mergea cu metrou prin oraș. Și acum vreau să spun ei că, vedeți, dragă doamne, noi suntem aia care respectăm legea. Câte plângeri ați făcut? Da, nici nu mai știu. La fiecare, de aproape, și că mai am, dar nici n-am mai avut timp să le mai zic. Câte plângeri, câte dosare are primarul? Câte plângeri ați trimis? Le avem așa cu ocuparea ilegală. Avem cu acele, cum spune, cu modul de atribuire a, cum le spuneți, ce mă aminte, la aviz, știți acord, că acordurile teritoriale, da, cu acord teritoriale, pentru că și acolo e o mizerie de nedescris. Și acolo la fel. Am mai făcut filmuleț, n-ai rost să le luăm. Păi și cu acordurile, dați-mi voie, și cu acordurile
acest subiect are legătură cu ce spuneam înainte, pentru că nu obții acord de funcționare dacă nu ai contract pentru teren, dacă nu ai... Deci eu în curte la mine cu autorizație de construire care spune că autorizația de construcție a fost emisă cu destinație servicii și producții. Da? Și la servicii, service auto se încadrează. Nu, Olariu nu. Se construiește hală louă lângă mine cu destinație multifuncțională. Deci cel de lângă mine poate să facă orice, Olariu nimic. Și pe vecinătate acolo este și un magazin universal care nu are autorizație construire, nu și-a schimbat nici destinația. Acolo a fost panificație și acum este magazin, se vând așa. Documente false către cei de la ISU, pentru că neavând autorizație construire cu modificările aduse. E clar că ai trimis schiții în care ai dus în eroare pe cei de la... Documente deci, unde? În legătură cu ce? Pentru cine? De exemplu, construcția a suferit modificări. Care? Scări. Care construcție? De la fosta fabrică de pâine. Am înțeles. Înțelegi? A suferit modificări și acolo când te-ai dus să te autorizezi, îți trebuie niște schiții. Dar în baza aia, așa, da, în fine. Dar eu am o altă întrebare. Mai cum obții avizul ăsta dacă nu ai contract pentru terenul ocupat, teren pe care ai construit? Păi dacă ești prietenul primarul, fără problemă. Deci n-ai nicio problemă. Deci nici măcar poți să construiești... Trebuie contract, nu trebuie nimica, nu autorizați nimica. Atâta timp cât ești, faci parte din cercul primarului, nu ai nicio legătură. Am demonstrat-o de atâtea ori cu documente. A văzut și primarul. Și nu știu când a zis iară și l-am auzit, că el nu are nicio problemă. Deci, uitați-vă la acest individ, pentru că nu pot să-l mai spun. Este primarul municipiului Pașcani, vă rog. Individul primarul municipiului Pașcani. Recunoaște prin faptul că cere printr-un certificat de urbanism, modificarea construcției. Da? Deci vrea să o modifice cumva, deci ea este ilegală, trebuia demolată și cu ajutorul, pot să-i spun, a mafiei locale, dar e mai mult decât locale, că și nu... zic mafie și zice, pentru că este complicitatea comandantul poliției locale, complicitatea celor de inspectoratul în construcții, da? Care încearcă să acopere mizerie. Deci construcția respectivă trebuia demolată de mult. Cum se încearcă și demolarea altor construcții din Pașcani, la ordinul primarului. Dar celelalte construcții care aparțin celorlalți membri fondatori a PNL-ului, nu. Și vă mai dau un exemplu. Haideți să suntem chiar la limită. Mai este clinica domnului fostului primar. Cere autorizații construirii de schimbare a șarpantei, demolează jumătate de construcții și reface construcția. Dar el trebuia să modifice șarpanta. Ce au obținut acolo? Din câte știu au obținut? Doar șarpanta. Eu vă spun că am autorizații de construire. Eu știu că acolo au obținut documente, dar verificăm. Dar sunt pe site-ul, sunt publice pe site-ul și acolo spune clar. Modificare șarpantă. Sunt și alte, construcții. Sunt și alte plângeri, dosare? V-am zis, avem, iarăși, mi-aduc aminte, iarăși, vis-a-vis de garda de mediu. Deci, hai să nu mai spunem mafie, dar o legătură de asta de tip mafiot, vis-a-vis de, deci fac plângere la garda de mediu și spun, domnule, acolo n-ați făcut așa. Și spun, domnule, nu este adevărat că noi am fost acolo și nu-i nimic. Deci, cum spun eu, niște legături de astea, deci nu-ți poți închipui. Legături cu plângeri și mai am câteva de astea cu abuz în serviciu, chiar nu mi le-am notat. Da? Dar am înțeles, că sunt destule oricum, cu documente, și încă mai am, dar chiar n-am mai avut timp să le mai... am documente, numai că trebuie să... Încă o chestiune, în raportul Curții de Conturi, inspectorii Curții de Conturi au verificat licitația de la Școala 3. De fapt, au avut întrebări în acest sens și au trimis, pentru că nu este de competența lor, este de competența celor care se ocupă de verificarea licitațiilor, au trimis să fie verificată această licitație de la Școala 3. Fac aici o paranteză, vă aduceți aminte, a fost înlăturat constructorul cu cea mai bună ofertă, cu prețul cel mai mic, în urma unor șmecherii
a fost înființată o comisie. În timpul licitației? În timpul licitației. Deci este inadmisibil. Și a fost declarat, după comisia respectivă, a fost declarat câștigător constructorul cu cea mai... cu cel mai mare preț. Cel mai mare preț. Motivul principal fiindu-le, nu se poate să faci într-o perioadă atât de scurtă investiția respectivă. Și s-a dovedit că se putea, pentru că construcția a fost făcută înainte de termen, dar cu bani mai mulți. Și cu bani mai mulți, că știți că au mai venit încă o suplimentare de sumă. Da, aceste discuții și iată cu dosarele, aceste discuții sunt interesante și din perspectivă politică. Se discută la nivel național despre cumasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, europarlamentare. Când 9 iunie sunt programate cele europarlamentare și sunt negocieri între PNL și PSD pentru o alianță pe termen lung și pentru ca aceste alegeri locale să fie odată cu cele europarlamentare. De ce? Tocmai pentru ca primarii să fie principalii actori care să scoată lumea la vot și în acest fel prezența și rezultatul alegerilor europarlamentare să fie mai bune. Întrebat astăzi în conferința de presă, primarul Pășcăneni a spus că el nu este de acord și că o astfel de variantă este total neconvenabilă pentru dumnealui. Haideți să-l urmărim. Discută despre comasarea legilor europarlamentare cu cele locale. Ce părere aveți? Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Noi considerăm că alegerile locale trebuie să rămână alegeri locale și vă dați seama că eu, ca primar la primul mandat, pentru mine fiecare săptămână de muncă în plus înseamnă rezultate suplimentare. Să pierd 3 luni de zile din mandat, nu cred că este în avantajul meu, pentru că, vedeți și dumneavoastră, câteodată poți să faci multe lucruri într-o lună de zile. Și noi ne străduim să facem. Vă dați seama că nu mi-ar conveni să am un mandat mai scurt. El va fi de 4 ani de zile, știu regula, alegerile se fac cumva mai devreme, mandatul nu poate fi mai puțin de 4 ani, dar eu, ca primar la primul mandat, am nevoie de acest timp și mi-aș dori să-l am, așa cum este normal să fie. Dacă conducerea Partidului Național Liberal va considera că este mai bine să se facă aceste alegeri comasate, bineînțeles, noi ne vom conforma, mulțumesc, ne vom conforma, înțelegem și rațiunile pentru care se poate face această comasare, nu este niciun fel de problemă, dar v-am spus punctul meu de vedere. Da, interesant. De vorba cuiva, n-au timp nici să facă curățenie în oraș până în iunie, vă dați seama. Deci dacă este adevărat ce a spus viceprimarul, că multe investiții au fost programate electoral pentru a fi făcute, finalizate, începute în această perioadă până în toamnă, da? Pentru că alegerile locale inițial, sfârșitul mandatului, ar fi cam acolo, în septembrie-octombrie. Vă dați seama, cu câteva luni înainte, exact cum a spus primarul, ar fi un șoc. Și fiecare zi, fiecare săptămână contează. De ce contează? Păi în această perioadă erau programate lucruri să se întâmple. Și nu se mai pot întâmpla, pentru că nu mai este timpul respectiv. Foarte interesant, dacă se ajunge, și cel mai probabil se va ajunge la această soluție de comasare, vă dați seama, primarii sunt obligați să facă alegeri mai înainte cu câteva luni, ar fi obligați, iar după aflarea rezultatului, sunt obligați să mai rămână mandat până la sfârșitul mandatului, încă 4 luni de zile, când se face schimbul, 3-4 luni de zile, când se face schimbul, dacă pierzi, trebuie să mai rămâi să mai muncești. Asta e chiar o... Asta e un soi de pușcărie. Nu? E o mare provocare și chiar o mare nemulțumire pentru unii primari, iată primarul municipiului Pășcani, alții care au făcut
și nu și-au programat în ultimul an, au făcut de-a lungul timpului investiții, nu au această problemă. Cum comentați și cum vedeți dumneavoastră această chestiune, dacă e posibilă comasarea sau nu? Tot primarul Pintilie a spus că pășcănenii uită repede. Drept urmare, și-a pregătit ultimul an ca fiind un an de foc. Cel mai probabil s-a uitat în oglinda timpului așa și a observat că și alți primari au procedat la fel, adică cu excedent bugetar. Prima dată echilibru bugetar, după care excedent bugetar, el a mărit foarte mult taxele. Acum vrea să arate câte investiții poate să facă într-un termen extrem de scurt. Ăsta a rămas până la alege. Ori un astfel de lucru i-ar da planurile peste cap de tot, nu în avantajul primarilor, însă o să vedem cine cedează, ori primarii, ori la vârf. La vârf e un pic mai greu, pentru că am impresia că chestiunea asta pleacă de la PNL, de la conducerea PNL. Că e cererea lor pentru salvarea partidului. Exact. Practic salvarea partidului. Și nu știu dacă o să se uite la primarul Pintilie, că el spune că dumne nu-s de acord. Într-adevăr, PNL-ul e un, zic eu, e un partid cumva mai tânăr așa, și o să vedem cum se mobilizează ei să facă lobby să schimbe această chestiune, dar într-adevăr pentru ei e nasol. Primarul a anunțat bugetului, deci nu s-a mai văzut așa buget. Dar n-are ce să cheltuie, asta e mare problemă. Îți dai seama, am spus că e un fel de pușcărie mandatul ăsta până la capăt, dacă ar fi în luna a patra legii. Deci nu piață, ce poți deci să faci până în iunie? Deci mai mare bătaie la fundul gol n-ai văzut. Deci nu piață, nu peștișorul, nu măcar un autobuz electric. Acum eu n-am speranță că o să vină autobuzele alea. Poate o să vină vreun frânt, o să spun, domnule, livrarea îți faci cam așa, am cumpărat cu burduc, vine jumate. Nu știu. Faptul că se va face comasare și alegerile vor fi mai repede și cred că va fi pentru că și președintele a ieșit și cumva a mângâiat această idee, deci e clar că vom avea comasare. Să nu spuneți că nu vă convine. Nu, spectacolul electoral al domnului primar s-a cam închis. De ce spun asta? Pentru că el, știți că exact cum spunea și domnul viceprimar, probabil a fost și o înțelegere, nu știm, dar ideea este că domnul primar a spus așa, că nu este momentul politic și electoral, în paranteză, și pășcănenii au memorie scurtă. Da, și ce o să le facem? El cu siguranță și-a făcut un plan, un de-asta electoral, eu i-am zis spectacol electoral. Și când vine momentul, trebuia, trece foarte repede. Închipuiți-vă că i-a ascultat momentul electoral cu zilele orașului și cu alte părculețe și alte care le avea el programate. Pentru că acele părculețe pentru joacă mai mici care trebuiau făcute mai târziu, vă dați seama, ai 3-4 luni când nu poți construiești, vin alegeri și te prinde cu nămolul pe stradă, da? Da. Și fără investiții, fără nimic făcut. Deci fără nimic făcut. Bun. Ideea e în felul următor, că va fi foarte trist că să pierzi alegeri și va pierde alegeri din punctul meu de vedere. Pentru că asta arată, pentru că eu consider că ar fi trebuit să facă până acum, nu electoral, și asta dacă și-a făcut acest program, consider că pedeapsa va veni, pedeapsa, ca să zicem așa, prin vot, pentru faptul că în România, în nicio localitate, nu trebuie să mai avem de asta de parte de astfel de spectacole electorale. Fă-ți treaba când e de făcut și să lese populismele și inexactitățile, luați-le ca minciuni, da? Bun. Deci, la muncă, zi de zi, investiții indiferent de situație, nu electorale. Pentru că ne-am săturat de, ăsta este sloganul care emite un politic, ne-am săturat de ipocriți, de mincinoși și de ticăloși. Asta este sloganul care emite un... Bun, ne oprim aici. Și sper să se înfăptuiască într-o zi. Dumneavoastră știți cum este cu viteza speed pe telefon când nu vizionați un video? Cred că dacă se vor anunța alegeri comasate, cam așa va fi în Pașcan. Viteza de lucru, de reacție și așa mai departe. Cred că și ședințele Consiliului Local vor fi cu o viteză dublă, derularea și dezbaterile. Va fi tare frumos. Va fi extraordinar de interesant dacă se va ajunge la această înțelegere între PSD și PNL. Atenție! Înțelegerea înseamnă și o colaborare între cele două partide.
Adică vor fi stabilite în ce orașe vor fi primari PSD, orașele mari, și în ce orașe vor fi primari PNL, mă refer la orașele mari. Cine știe în pachetul de negociere ce anume va mai fi și cine să preia funcția de președinte a României, cine să preia funcția de premier, pentru înțelegerea asta ar fi pentru 10 ani de zile. Ne oprim aici, am văzut o fotografie din partea unui cetățean. Ăsta este pașcaniul meu. Un pașcanian plecat în străinătate. Cum credeți arăta fotografia pusă și se lăuda că ăsta este pașcaniul meu? Păi, o fotografie de acum câțiva ani de zile, cu esplanada, cu copacii care au fost tăiați, da? Cu verdeața și frumusețea care era înainte. Cum va arăta pașcaniul oare peste 2 săptămâni sau peste 2 luni de zile pregătit pentru alegerile locale? Nici iarba electorală de pe centru nu au timp să o mai pună și altceva. Sper cu siguranță. Haideți că nu mai avem timp. Ideea e în felul următor, că indiferent de ce vă înțelege va avea PSD-ul cu PNL-ul, un lucru va e sigur. Pașcaniul nu mai avea în vecii vecilor un primar liberal. Bun. Trebuia dumneavoastră să spuneți de unde știți asta? Sunt sigur. Bun, e o presupunere la mea. Am zis că este punctul meu de vedere. Ne oprim aici. Vă invit pe finalul emisiunii să urmăriți un scurt material privitor la dublu standard și cum vă păcălește edilul municipiului Pașcani. Cum spune dumnealui, chestiuni cu jumătate de măsură. Este important acest material făcut, l-am pus și pe Facebook, pentru că în ieșirile dumnealui de pe TikTok și așa mai departe, spune că nu este adevărat, că presa minte. Ia uitați-vă dumneavoastră ce spune primarul despre o chestiune importantă, dezbătută, destul de apăsat în spațiu public. Vă rog să rămâneți și să urmăriți filmulețul respectiv și îl comentăm împreună la emisiunea următoare. Ne oprim aici. O seară frumoasă în continuare. Seară frumoasă în continuare. Dublu standard de la primăria Pașcani în legătură cu construcțiile ilegale de pe domeniul public. De câțiva ani de zile, persoanele fizice care au garaje, extinderi de balcoane și căi de acces pe domeniul public, construite fără avizele primăriei și fără contracte de închiriere sau concesiune, au... Un articol în presă și de o tematică pe care, în special cei de la PSD, o rostogolesc în mediul public, că, dragă doamne, ce problemă am avea noi cu un împrumut făcut de primăria municipiului Pașcani în 2011, de 11 milioane de lei, bani pe care i-am împrumutat ca să facem cimitirul și să facem piața din vale. Cimitirul nou și piața din vale. Nu înțeleg retorica, adică tot ce spune ei acolo nu are niciun fel de sens, doar jumătăți de subiect și jumătăți de adevăr. La unde a apărut? Cine a spus? Sunt articole în presă, mai ales în presă de la Iași. Și domnul Pantazie astăzi. A preluat și domnul Pantazie astăzi, faliment, primăria Pașcani, faliment. Care faliment, oameni buni? Care problemă cu împrumutul? Curtea de conturi ce? Că Curtea de Conturi a zis, domnule, dacă tot ați luat un împrumut, folosiți-l. Și noi am spus, da, de acord, avem 5 ani de zile până în 2026, bineînțeles că o să-l folosim, o să-l terminăm și o să fie totul în regulă. Ca ziarist, indiferent, domnule, ceri și părerea primăriei, să spună un punct de vedere, sau haideți să vedem niște documente de la Curtea de Conturi, dacă într-adevăr Curtea de Conturi a zis ceva pe subiectul ăsta negativ. Curtea de Conturi a menționat faptul că avem un împrumut, a menționat faptul că împrumutul este luat în condiții avantajoase și, bineînțeles, a recomandat ca să ne ținem de treabă și să cheltuim acest împrumut așa cum a fost convenit el în perioada de grație sau de implementare sau de cum doriți dumneavoastră. Deci, bineînțeles, este de datoria noastră să ieșim public și să echilibrăm cumva în opinia publică aceste lucruri negative care, să zicem, ne deranjează și pe noi pentru că nu sunt adevăruri.
Noi o să încercăm să comunicăm cât mai bine și o să le transmitem oamenilor punctul nostru de vedere că nu sunt probleme de faliment la primăria Pașcani, nu sunt probleme cu cheltuirea banului public, nu sunt probleme cu ilegalități, cum vor unii să creeze ideea sau imaginea publică. Ați trimis un întrebare pe celor care au scris? Nu, tocmai ce am văzut ieri. Urmează astăzi să facem un drept la replică. Eu le-am dat, au făcut o cerere pe informații publice, le-am dat toate date și i-a scris tot ce au vrut ei. Păi, voia să scrie ce vreți dumneavoastră să spun. Nu, dar să ia să ne citeze ce am scris noi. Ați fost citat acolo, am văzut. Foarte puțin, așa. Dar le-am dat toate explicații. Ați spus că în raportul Curții de Conturi, Curtea de Conturi nu vede niciun fel de problemă în legătură cu gestionarea acestui credit. Ba chiar acolo sunt precizări în legătură cu gestionarea, că nu au fost gestionați judicios banii respectivi. Și vă pune în vedere să începeți investițiile. Ne recomandă. Da, deci acolo sunt precizări. Singura chestiune negative care privitor la nu sunt negative, nu sunt negative deloc. Deci ei constată că din păcate din 2021 până, să zicem, 2022 și 2023 nu s-au făcut trageri din acel credit. Și că banii n-au fost gestionați judicios. Asta constată. Am înțeles. Și nu înseamnă că noi suntem de acord cu ei. Da, am înțeles. Deci nici nu este un faliment, nici nu este o ilegalitate. Este un punct de vedere în care ei spun, dom'le, într-adevăr, trebuia să cheltuiți banii aia, dar mai aveți timp să îi cheltuiți, vă recomandăm să îi cheltuiți. De acord. Ratele, dacă se plăteau de acum un an sau se plăteau de anul ăsta, erau aceleași, nu? Cu sens sau nu? Ori ele au erau aceleași? Aceleași, dar aceeași valoare? Păi cum fără sens? Adică ați plătit pentru ceva ce n-ați folosit. Vreți să exprimați o opinie sau să puneți o întrebare? Păi întrebați-mă și lăsați-mă pe mine să vorbesc cum vreau eu, dumneavoastră puneți întrebarea, nu emiteți părere. Dar nu mai mințiți, pentru că ați mințit. Dar nu că minte nu. Că Curții de Conturi nu are chestiuni. Dar de unde știți dumneavoastră că am mințit? Pentru că nu, ați spus că nu sunt prevăzute. M-ați întrebat sau emiteți o părere acum? Emiteți o părere, da? Ați spus că în raportul Curții de Conturi nu sunt precizări negative la... Nu sunt. Păi cum nu?